Vremea era posomorâtă. Pe stradă ploua toată ziua o ploaie măruntă și persistentă. Carina stătea pe pervazul ferestrei și citea o carte. Îi plăcea să-și petreacă astfel timpul liber, mai ales în astfel de vreme. Ploaia îi dădea de gândit, acel ticăit în fereastră, acele picături care se urmăreau una pe alta pe sticlă. Totul, dacă te afli într-o încăpere caldă, crea o atmosferă atât de confortabilă, încât nu-ți venea să ieși de sub pătură lângă Carina stătea pisica ei, Dumitru. Așa a fost numit din cauza culorii blănii sale. Nu era nici alb, nici gri, un pisic cenușiu strigase odată mama. Păcat că acum ea nu mai poate să numească așa pe Dumitru. A murit acum trei ani. Rănile acestei pierderi încă ardeau sufletul Carinei, dar ea suporta cu curaj toate loviturile soartei. Desigur, ca toți oamenii simțea disperare și lipsa de speranță, dar așa a fost doar în primii ani. Apoi durerea s-a estompat treptat, dar când ploua, Carina își amintea întotdeauna de mama ei dragă. De ce tocmai când ploua? Totul este foarte simplu. Maria, mama ei, a murit tocmai într-o astfel de vreme. Se întorcea acasă de la policlinică, a alunecat neîndemânatic într-o baltă și a căzut. Din nefericire, toate acestea s-au întâmplat pe carosabil și în timp ce încerca să se ridice, a fost lovită de o mașină, al cărei șofer era ocupat cu ceva mai important decât să se uite la drum. A fost un accident îngrozitor. Carinei încă îi era insuportabil de greu să-și amintească despre acea zi. Încerca să nu se gândească la toate acestea și pur și simplu să-și considere mama un înger, nu mai mult. Tatăl ei a intrat în cameră. Mai precis, nu, această persoană nu putea fi numită cu un cuvânt atât de cald și frumos. Karina ar fi preferat să-l numească cumva, dar el, din păcate, era tatăl ei vitreg. Te gândești să gătești astăzi? A întrebat el cu o voce gravă. Vreau să mănânc. Ea s-a ridicat repede. Bine, am înțeles, mă duc, a spus Carina nemulțumită, întrerupându-le bărbatul examinând o amenințător pe fată, a ieșit din dormitor. Ea a închis cartea cu un zgomot, de la care pisica Dumitru s-a trezit și a deschis nemulțumit un ochi. Dormi, micuțule, i-a zis Carina zâmbind și mângându-le, tu nu trebuie să mergi nicăieri astăzi, nu ai nicio obligație, Dumitru, te invidiez. Stai toată ziua aici, dormi și apoi ești chemat să mănânci și te duci clătinându-ți labele în bucătărie, te invidiez pentru viața ta, Dumitru. Pisica s-a uitat la ea cu o privire atât de inteligentă, de parcă ar fi înțeles totul, iar Carina doar a dat din cap puțin supărată și s-a coborât de pe pervas pe podea. A simțit linoleumul rece sub picioare și un fior i-a trecut prin tot corpul. Carina și-a pus papucii ei uzați. Unul dintre care avea o gaură în loc de deget mare și a ieșit pe ușă, lăsându-și pisica singură. Dar în cele din urmă, vocea sarcastică a lui Zaharia a început să răsune. Iată că a apărut prințesa noastră. Este deja patru după amiaza și în frigider un șoarece s-a spânzurat. Carina a deschis frigiderul și acolo, într-adevăr, nu erau deloc produse, cu excepția unui pachet de ouă. A suspinat greu și, întorcându-se, a spus, ei bine, atunci va trebui să merg la magazin. Ei bine, du-te, ce aștepți? A strigat Zaharia. Carina nu se mai speria de acest strigăt s-a obișnuit cu astfel de ordine. Fata era majoră de 2 ani, dar tot se simțea ca o fetiță mică și neajutorată. De ce? De ce mama ei a părăsit-o și a lăsat-o singură cu acest monstru? Carina și-a îmbrăcat paltonul subțire din care deja crescuse de mult și a ieșit din apartament. Pe stradă încă ploua. Acum Carinei deja nu-i mai plăcea această vreme. Era una să observe această splendoare de picături din confortul călduros al casei și cu totul altceva să fie în epicentrul acestui haos. Umbrela nu ajuta deloc. După câteva minute aproape că a zburat din cauza rafalelor puternice de vânt, așa că Carina pur și simplu a pus acest obiect inutil în punga ei. Magazinul era aproape, dar vântul o dărâma, deși fata rezista stoic. Probabil gândurile despre soțul ei iubit o susțineau puțin. Da, ea a fost căsătorită. El a servit în armată și a promis să se întoarcă peste un an. Ambii aveau 19 ani. Se poate spune că erau încă niște oameni neîncrezători, dar nici copii nu-i puteai numi. Și fiecare dintre ei avusese deja o soartă nu prea dulce mult înainte să se cunoască. Deci, ceapă, morcov, cartofi. Murmura Carina în barbă, inspectând coșul adunat. După ce a numărat banii din portofel, s-a simțit teribil de tristă. Ei bine, se poate trăi și fără carne. A dus aceste produse la casă. Îi era jenant să se uite în ochii casieriței. Se simțea ca ultima cerșetoare, dar poate că vânzătorilor chiar nu le pasă cine ce cumpără. Nu doriți să cumpărați pui la promoție, a întrebat casierița cu o față nemulțumită și obosită. Fata a scuturat din cap negativ cu un zâmbet când va înceta această rușine. Pur și simplu nu mai putea suporta această privire condamnatoare, cum îi se părea ei. În cele din urmă, produsele au fost cumpărate cu greu. Karina a plecat cu reticență înapoi pe stradă. Un vânt rece și înspăimântător a lovit-o din nou. Noiembrie nu ierta pe nimeni. Era deja aproape de casa ei când o mașină care trecea pe lângă ea a stropit-o cu noroi de la cap la picioare. Toate speranțele pentru o zi bună au fost distruse. Acum Carina avea pur și simplu cea mai îngrozitoare dispoziție. Când s-a întors, a aruncat ceapa și cartofii pe masă, și tu îmi propui să mănânc asta? A strigat Zaharia. Doamne, cât de bine mi-a fost fără tine! Cu Andrei măcar a fost un pic mai ușor, dar acum, când el a plecat în armată, eh, tu, la ce ești bun? Furia din interiorul Carinei a atins deja limita. Dacă mi-ai fi dat mai mulți bani, aș fi cumpărat mai multă mâncare, totul e simplu. Și tu nu ridici vocea la tata aici. Însuți ești o leneșă și o inutilă. Fără bărbatul tău nici nu poți face nimic. În primul rând, tu nu ești tatăl meu. În al doilea rând, de ce nu te angajezi singur la muncă sau ești prea bătrân? Acum, când i-a spus asta cu voce tare, Carinei a fost frică. Fața lui Zaharia s-a schimbat de la sumbră la foarte sumbră. El și-a încruntat sprâncenele, și-a strâns buzele și a spus printr-o grimasă. În această casă voi comanda numai eu. Dacă ceva nu-ți place, dispari. Asta nu e casa ta, asta e apartamentul mamei mele. Acest apartament cu toate drepturile a trecut la mine după moartea ei. Nu mă amintesc că ai venit cu apartamentul, nu-i așa? Și cum că ai deja 19 ani și ești perfect capabil să muncești, dar dintr-un motiv oarecare nu faci asta, te pot felicita că ești un parazit natural. Adică vrei să spui că eu nu sunt nimeni pentru tine? Fata a fost surprinsă. Și cine ești tu pentru mine? Cu sarcasm. a întrebat Zaharia. Tu nici măcar nu plătești măcar o parte din chirie. Eu plătesc toate utilitățile și impozitele, apropo. De ce mi ești tu de folos aici? Adică tu mă dai afară din casa mea natală, din casa unde m-am născut, unde mi-am petrecut copilăria. A confirmat bărbatul, aprinzându și o țigară. Dacă ceva nu te mulțumește, pleacă. Carina nu a știut ce să răspundă la asta. Îi veneau lacrimile în ochi, așa că, pentru a nu arăta slăbiciune în fața tatălui vitreg, a împins ușa cu piciorul și a intrat în camera ei. Nemernicul nerecunoscător a strigat Zaharia după ea. Carina nu mai voia să-l audă. De îndată ce ușa s-a închis. Aproape că s-a prăbușit pe podea lângă perete și a început să plângă, ascunzându-și fața între genunchi. Brusc a simțit o blană moale și pufoasă. A fost Dumitru s-a apropiat și a început să o încolțească cu coada lui, încercând să atragă atenția. Ea și-a ridicat ochii spre el și pisica, profitând de situație, a sărit pe genunchii ei, rulându-se într-o bilă. Carina a început să-l mângâie, calmându-se treptat. Eh, Dumitru, doar tu ai mai rămas pentru mine. Tu nu mă vei alunga, nu mă vei umili, plângea ea, simțindu-se uneori ca o cenușăreasă. Dar atunci unde este prințul meu? și prințul servește și mai are de așteptat nouă luni întregi. Spre seară, Carina și-a adunat curajul și totuși a ieșit în bucătărie. Pisica trebuia să fie hrănită. Din fericire, în bucătărie nu era nimeni. Fata a deschis pachetul cu mâncare și a turnat prietenului ei pufos în castron. Deci, pe el pot să-l hrănești, a răsunat o voce din întuneric. Carina s-a speriat atât de tare încât a aprins imediat lumina. Desigur, era Zaharia. El stătea pe canapea în acea parte a camerei mari unde lumina de la fereastră nu ajungea, așa că Karina nu l-a observat imediat. El stătea atât de nemișcat, părea că nici nu respira și pe mine nu poți, nici pe tine nu poți, continua vocea sumbră. El trăiește cu mine de când s-a născut. Nu pot să-l arunc pe stradă, s-a revoltat Karina. Zaharia s-a întors cu fața spre ea și pe tine deci vrei să te arunci. De ce să arunc? De unde a venit asta deodată? Carina a început bărbatul, știi ce făceau cu țăranii dependenți care nu aduceau folos? Nu. Ori îi alungau din sat, ori îi omorau. Toată lumea are nevoie de oameni care muncesc. La ce bun cineva inutil? Doar o gură în plus. Cum va semăn eu cu o țărancă dependentă? S-a mirat Carina. Cu realitățile noastre. Da, ești nebun! A strigat ea, a luat-o pe pisica ei, care aproape că terminase de mâncat și a fugit în cameră. Dar când se va întoarce Andrei, murmurând și gemând Zaharia după ea? Zaharia nu că l-ar iubi pe Andrei, mai degrabă îl respecta ca un bărbat pe altul. Tânărul a fost întotdeauna harnic, dar de îndată ce a fost luat în armată, viața împreună a devenit o povară pentru Zaharia. A trecut o săptămână de la nunta lor, Andrei a venit acasă foarte târziu. Dimineața a plecat undeva și nu i-a spus nimic tinerei sale soții. Unde ai fost tot timpul ăsta? L-a întrebat Carina, sărutându-și soțul. Am niște vești, a suspinat el oh, și eu am. S-a bucurat Carina și s-a aruncat în brațele băiatului. Andrei și-a forțat un zâmbet și s-a așezat la masă, și-a desfăcut picioarele și a spus tu prima. Carina s-a încurcat. Ea a avut o astfel de onoare. Vestea pe care o va spune acum va zgudui întreaga lor familie. Ea s-a apropiat încet de soțul ei și a întins un termometru. De ce îmi dai un termometru? Ai răcit sau ce? Nu e o veste grozavă, se plânge Andrei. Fata a râs, i-a arătat din nou termometrul și a spus ce prost ești. Este un test. Test de sarcină ochii lui Andrei au devenit ca două monede rotunde. Acum se uita la acest test fără să clipească, parcă nu putea crede ce se întâmpla. Dar apoi s-a întâmplat ceea ce Carina își amintește până acum cu groază și durere în piept. Andrei a aruncat brusc testul în perete. Acesta s-a spart și a zburat într-o parte, spărgând un ceai mic de sticlă. Cioburile s-au împrăștiat pe tot podeaua, Carina a țipat de groază ce faci. Ce naiba faci, ea a alergat să adune cioburile, dar Andrei a oprit-o, prinzând-o de mână. Ea l-a privit pe soțul ei cu neînțelegere, el încet a dat din cap dintr-o parte în alta, în ochii lui se putea citi disperarea. Carinei chiar i s-a părut că plânge. Cu siguranță voia să facă asta. Cuplul s-a așezat unul în fața celuilalt, Carina a rupt prima tăcerea. Nu ești fericit. A întrebat ea cu grijă. Nu, draga mea, ce vorbești? Desigur că sunt fericit, a spus Andrei. El stătea cu capul în jos, atunci Karina i-a acoperit mâna cu palma și a întrebat: „Atunci ce s-a întâmplat? Ce vești aveai?” „Eu. Mine tine”, ca eu am repetat după el, ea deja simțind nenorocirea, „mine sunt chemat în armată”. După acest anunț, timpul parcă s-a oprit. În cameră a devenit atât de liniștit încât se putea auzi respirația fiecăruia dintre ei. Carina nu putea să spună niciun cuvânt. Ea pur și simplu nu putea să-și exprime emoțiile în cuvinte, iar acum în ea se amestecau groaza, frica, neînțelegerea și disperarea. Ea înțelegea că acest lucru va schimba întreaga lor viață, va schimba radical. Nu se poate amâna cumva, poate există unele modalități alternative, a sperat Carina. Andrei doar a dat din cap, acum în ochii lui se puteau vedea clar lacrimile. Iată una dintre ele deja se rostogolea pe obrazul lui. El se uita la soție încercând să găsească în ea sprijin. Ea zâmbea, înțelegând că dacă nu îi va oferi acum sprijin moral, atunci Andrei se va destrăma complet. Așadar, pentru el, Karina a decis să se controleze. Pledez poi mâine, a spus Andrei. Karina nu i dădea drumul mâinii, iar după câteva minute a întrerupt tăcerea și a spus ne vom descurca. Dar ei nu s-au descurcat. De îndată ce Zaharia a aflat despre această veste, a început să se comporte teribil cu fiica sa vitregă. Ce fel de fată ești? La 19 ani să rămâi însărcinată, cum se poate așa ceva? Striga el la început, Carina plângea. Aceste cuvinte o răneau teribil. A venit ziua când trebuia să-și a rămas bun de la soțul cu care trăise în căsătorie doar o săptămână. Cuplul stătea în gara, Andrei zâmbea larg. Ar putea părea că este fericit să plece și să slujească, dar ochii lui spuneau altceva. În ei se vedea o tristețe imensă, pur și simplu universală. Nu te supăra, Carina, îți voi scrie. Anul va trece, nici nu vei observa, o liniștea el pe soție. Ea plângea, nu putea să-și stăpânească lacrimile. Toată sarcina va trece fără persoana iubită. El nu va auzi primele respirații și țipetele bebelușului. El va rata o asemenea fericire, dar datoria cheamă, nu se poate face nimic. Karina nu putea contesta decizia soțului. El a urcat în tren și a continuat să-i facă cu mâna din fereastră mult timp. Chiar și când gara a dispărut în depărtare. Și în fereastră au apărut copacii trecând repede, el continua să-i facă cu mâna, lacrimile îi veneau în ochi. Te aștept, a spus Bas din spate. Mâna acestui om s-a pus pe umărul lui Andrei ca un semn de sprijin. A doua zi nimic nu s-a schimbat. Tot așa ploua blestematul de ploaie, iar în frigider tot nu era niciun fel de mâncare. Carina l-a găsit pe Zaharia în același loc pe canapea în sufragerie. L-a împins să se trezească măcar puțin. Mirosea alcool din el, Carina s-a uitat în jur și el băuse cel puțin 5 sticle de bere. Acum sigur va suferi de mahașmureală ce vrei de la mine, blestemată femeie? Se plângea Zaharia, apucându-se de cap. Oh, cu siguranță capul îl durea rău. Această circumstanță chiar îi plăcea carinei. Există totuși o oarecare dreptate în această lume. Ei bine, ți-a fost mai bine după ce te-ai trezit. Îl tachina Carina. Zaharia se uita la ea cu o față nemulțumită. Arăta ca un copil căruia i-au furat bomboana doar acum. Adu apă! striga Zaharia. Carina a râs, dar totuși a adus apă. A băut-o cu lăcomie, fiecare picătură. În frigider din nou nu era mâncare, a spus el morocănos. De unde să apară? S-a mirat, Carina. Sau tu ai fost la magazin? În starea ta? Nu cred. Atunci du-te tu la magazin, dacă ești așa de corectă. Am urmărit Zaharia. Karina a vrut să-i scui pe în față, dar s-a abținut. Înțelegea că acum nu era cel mai bun moment pentru a se certa cu tatăl Vitreg. Era într-adevăr casa lui, iar ea era însărcinată. Totul era evident. Dacă îl va enerva, va pierde casa și va umpla cu copilul prin gunoaie, iar o astfel de situație nu era deloc potrivită și nu o mulțumea. Karina a îmbrăcat din nou paltonul. De data aceasta, Zaharia i-a dat mai mulți bani. Ea nu știa de unde i-a luat, dar spera foarte mult că nu erau furați. Nu a intrat în detalii. Acum chiar putea să cumpere carne, legume și cereale și se putea face un prânz complet. După ce au mâncat borșul și puiul în sos de smântână, Zaharia nu mai era atât de furios. Probabil că drumul către inima unui bărbat trece prin stomac. Desigur, el încă era morocănos, dar acum cel puțin s-a oprit din amenințat cu evacuarea. Cât mai trebuie să-l așteptăm? A întrebat tatăl vitreg liniștit, aproape calm, sorbind zgomotos ceai din cană. Pe cine? Pe cine, pe cine? Pe Andrei al tău. Banii noștri se tot micșorează. Încă cinci luni. A răspuns trist Karina, coborând capul. Ea s-a uitat la burtica ei rotunjită încă două luni și va naște o fetiță. Era nebun de fericită pentru asta, dar era foarte îngrijorată că fiica ei nu își va vedea tatăl în primele trei luni de viață. Mult. Trebuie să căutăm un job suplimentar, altfel vom mur de foame. Și tu trebuie să mănânci pentru doi. A spus brusc tatăl Vitreg. Carina a fost foarte surprinsă de aceste cuvinte destul de amabile. Poate că soarta copilului ei chiar nu îi era indiferentă. Dar cine m-ar angaja în starea mea? Nimeni nu vrea să angajeze o femeie însărcinată. Asta înseamnă doar cheltuieli, nimic mai mult. Dar încearcă, întreabă cunoscuții. Nu am cunoscuți. Zaharia a oftat și a spus bine, o să întreb vecina noastră. Sigur, are ea ceva idei. Ea știe pe toată lumea din jur. Dar tu nu te gândești să lucrezi? A întrebat Karina uimită, fără motiv. Cred că ar trebui să ți aduci și tu contribuția. Nu o să lași toate responsabilitățile pe mine. Eu abia mai pot să merg. Zaharia s-a transformat ca un taur. Din nasii se scurgeau valuri de fum de țigară. Era gata să se repede la ea, ca la un steag roșu. Tu mi ești datoare peste tot, peste tot. Înțelegi asta? Cine ți-a oferit adăpost? Eu Cine te-a întreținut cu bani aici cât timp tu te jucai sub masă? Eu. Și tu încă te plângi că eu acum nu lucrez. Carina nu a găsit din nou ce să răspundă. Ea doar și-a plecat capul și a plecat în camera ei. Și de ce mama s-a măritat vreodată cu acest ticălos? El nu avea absolut nimic, nici proprietate, nici apartament. De fapt, el nu era nimeni. Cum a putut mama să permită asta să-l lase în deplinătatea minții să moștenească întregul apartament? Nu. Karina pur și simplu nu putea crede asta. De trei ani, cum s-ar spune, a devenit o tânără femeie complet orfană. Tatăl ei a murit când avea 13 ani, a murit de cancer. Pentru un adolescent cu o psihică neformată, aceasta a fost foarte dificil de înțeles și de trăit. Și apoi mama a găsit pe internet acest hahalera care acum se comportă atât de îngrozitor cu unica ei fică. A doua zi dimineața, Carina, ca de obicei, a luat poșta din cutia poștală, a pus-o pe masă și s-a gândit că Zaharia, probabil, va sorta totul singur. Nu mi-a venit nimic, a întrebat Zaharia cu speranță în voce, răscolind prin scrisori. Nu, aici sunt doar facturile pentru utilități și tot felul de reclame. A răspuns indiferent Carina. Zaharia s-a enervat și a împrăștiat toate acele foi prin cameră. Ce faci, drace? Nu a mai suportat Karina și a început să strângă hârtiile împrăștiate. S-a sufocat pentru că era literalmente pe jos. Zaharia chiar s-a simțit puțin rușinat pentru că a făcut-o pe gravida să se târască sub scaune, dar nu și-a arătat sentimentele. Karina s-a ridicat, s-a scuturat și s-a îndreptat spre ieșire. Unde mergi? a întrebat-o Zaharia din urmă să caut de lucru. A spus Carina, punându-și geanta pe umăr. Dar tu ai refuzat să lucrezi. Dar am zis că o întreb pe vecina, pe Nina. Și când o să fie asta? Mai bine mă duc eu, altfel chiar o să murim de foame. Ea a trântit ușa și a ieșit din apartament. Deci, în principiu, Voinea a început managerul Rosa, dar s-a oprit la jumătatea frazei. Ea s-a ridicat și a văzut burtica rotundă a Carinei. Carina s-a înroșit. Știa ce urmează. De ce nu ați spus că sunteți însărcinată? S-a indignat fata, așezându-se din nou la masă. Ei bine, eu. Nu sunteți potrivită pentru noi. A tăiat scurt managerul următorul, strigând, privind dincolo de ea spre ușă. A intrat un alt candidat. Un băiat nesigur pe sine cu ochelare rotunzi, Carina s-a uitat la toți, a oftat și s-a ridicat de pe scaun nu a vrut să-și umilească demnitatea și pur și simplu a spus mulțumesc pentru timpul acordat. Și a ieșit. Ea voia să plângă. Dar încerca să nu disperă. Acesta a fost al treilea ei interviu din ziua respectivă și, desigur, nu l-a trecut din nou. Timpul se apropia de seară. Ea și-a făcut o ceașcă de ceai de plante și s-a uitat pe fereastră. Zaharia plecase undeva, dar pe ea nu o interesa prea mult. Pisica Dumitru s-a apropiat, înfășurându și coada pufoasă în jurul picioarelor ei. Carina l-a luat în brațe, dar apoi a observat în colț un fel de foaie albă. Ea l-a pus pe pisică înapoi pe podea și a scos acea foaie prăfuită. Se pare că era o scrisoare. Carina a deschis plicul cu interes. Scrisoarea fusese trimisă de la o unitate militară oarecare. Carina a înțeles imediat că i-a scris Andrei. Înainte de a citi scrisoarea, și-a strâns foaia la piept și chiar a izbucnit în lacrimi. Ea voia să simtă cât mai bine cuvintele lui Andrei. După câteva secunde, a desfășurat foaia. Stimată doamnă, soțul dumneavoastră, Globa Andrei, a suferit tragic în îndeplinirea datoriei sale militare. Liniile au început să se estompeze în fața ochilor ei, și inițial Carina nu a înțeles deloc ce tocmai citise. Totul pur și simplu nu se potrivea în capul ei. Asta era acum modul lor voalat de a anunța moartea lui Andrei sau fusese spus direct. Nu avea răspunsuri și era prea speriată să ridice din nou foaia. Capul îi era amețit. Întreaga lume devenise un carusel continuu. Nu, ea nu voia să știe detaliile. A avut destul de suferit din cauza mamei. Nu intenționa să mai treacă prin asta din nou. Înțelegea că va muri dacă acum va lua foaia și va afla că Andrei a murit cu adevărat. Să vină ei la ea să-i spună altcineva, iar ea va sta aici liniștită pentru moment. S-a așezat pe canapea, mai exact, aproape s-a prăbușit pe ea. Dumitru chiar a sărit înapoi de spaimă, dar apoi s-a apropiat de stăpâna lui și i-a sărit în poală. În acel moment, tatăl Vitreg Beat a năvălit în apartament. Acolo fusese el s-a îmbătat toată ziua. Respirând miros de alcool, s-a descălțat, s-a apropiat de Karina, s-a oprit în fața ei, clătinându-se. Și a întrebat, zâmbind cu toată gura lipsită de dinți, de ce ești așa de tristă, doamnă? Carina pur și simplu tăcea. Se uita la podea sau poate în golul care brusc cu prinsese întreaga ei minte și corp. În acel moment simțea doar o arsură în piept, toate gândurile parcă dispărând instantaneu. Creierul refuza să gândească. Carina nu voia să accepte inevitabilul. Nu putea nici măcar să se gândească la faptul că iar a rămas fără niciun fel de sprijin. Pierduse persoana iubită, singura pentru ea în această lume. Ei bine, de ce taci? Insista Zaharia, vorbește. Carina doar a șoptit Andrei. A lăsat scrisoarea blestemată să-i cadă din mâini. Zaharia se pare că a înțeles despre ce era vorba și a prins foaia cu mâna lui aspră. Citind-o atent pe cât posibil, pentru că era foarte beat și a făcut o față serioasă și strictă. Andrei fusese singura legătură dintre el și fica sa vitregă. Zaharia îl iubea în felul lui pe acest băiat. Pe el se putea conta. Dar acum. Acum avea o fiică vitregă de 19 ani de la o soție decedată care urma să nască în curând un copil și acum era și văduvă, nu o viață ci un blestemat de circ cu cai. Zaharia nu i-a spus nimic, niciun cuvânt de consolare. Doar a aruncat scrisoarea pe podea și a plecat în camera lui. Chiar și pentru cineva care părea atât de indiferent și dezgustător ca el. Uneori era dureros. Chiar și el simțea emoții, despre sentimentele fiicei sale vitrege, bineînțeles, nu s-a gândit ca nici despre starea ei. Carina a rămas singură. Ea fredona un fel de cântecel pentru copii și se legăna înainte și înapoi. Tot timpul acesta, Dumitru nu a părăsit-o, parcă știind că stăpânei îi va fi și mai rău dacă el pleacă acum. La trei dimineața, Carina s-a trezit pe aceeași canapea și a strigat tare din cauza durerii insuportabile. Nimeni nu a alergat la ea, nimeni nu a ajutat-o, Zaharia dormea ca mortul, nu se știa cu certitudine din cauza cui, fie durerii, fie alcoolului. Dar esența era aceeași, el nu va veni să-și ajute fiica vitregă. Carina nici nu se aștepta la asta. Cu greu a reușit să se tărască până la telefonul ei și să-și cheme singura ambulanța. Bună ziua, ce s-a întâmplat? A întrebat serios operatoarea sunt însărcinată în luna a opta. Am sângerări și mă doare foarte tare burtica. Vă rog, ajutați-mă, plângând, a răspuns Carina. Ambulanța a venit repede. În aproximativ 15 minute. Tot acest timp Carina se contorsiona de durere. 15 minute i s-au părut o eternitate. Credea că este tăiată pe dinăuntru. Sângele curgea în valuri și a credea că acum va banal de pierdere de sânge. Ea a fost așezată cu grijă pe targă și dusă în ambulanța de urgență. Iar Zaharia nici măcar nu s-a trezit și nu a ieșit la tot acest zgomot și forfotă. Ori era indiferent, ori era beat mort. Desigur, ambele variante erau la fel de plaumbile. Oprirea sângerării a durat mult timp. În ultima oră, Karina nu a mai rezistat și și-a pierdut cunoștința. Medicii și-au făcut treaba, au dus-o în salon. Ea a auzit ce spuneau doctorii, dar nu a putut să găsească în sine forța să spună măcar ceva. Faceți transfuzia de sânge, grupa A4 a patra, striga o femeie. Dați seringa, injectați, mai dați, injectați. Carina a simțit o liniște bruscă. Prin venele ei parcă a trecut o anumită lichiditate răcoroasă. I-a plăcut asta. Curând nervii parcă s-au dizolvat în acest amestec anestezic. Au înghețat și nu au mai durut. Sentimentul de calm a venit de la sine. Când s-a trezit, nu știa cât timp a trecut și dacă mai era în viață. Și-a verificat degetele, se mișcau, picioarele de asemenea, dar peste tot corpul era o anumită greutate, mâinile îi tremurau. În salon a intrat o asistentă îngrijorată cu o linie longitudinală de riduri îngrijorătoare între ochi. Cum vă simțiți? A întrebat ea bâlând, injectându-i o anumită lichiditate în venă. Carina nu a răspuns, ea doar privea acțiunile acestei fete în halat alb. Apoi, cu grijă, a încercat să ia o poziție așezată, capul i s-a învârtit din nou. Da, pare destul de bine, a spus ea cu un suspin greu. Apoi, parcă și-a revenit-o copilul meu, este totul bine cu el, s-a născut. Asistenta s-a uitat la ea cu o privire tristă și a ieșit, spunând că va chema acum doctorul. Dar Carina deja înțelesese ce veste o așteaptă acum. Doctorița de deci s-a apropiat cu o calmă impresionantă și s-a așezat alături de pacient. Cu o mână albă a atins mâna celui bolnav și, privindu-le în ochi cu o compasiune ce părea aproape transparentă, a început să vorbească. Îmi pare foarte rău. Am făcut tot ce am putut, dar nu am reușit să salvă micuța. Copilul dumneavoastră nu a supraviețuit. Carina nu a răspuns nimic. În piept ardea din ce în ce mai tare, nu avea puterea nici măcar să plângă. Ea s-a strâns doar tare de mâna fragilă a acestei noi fete în halat alb. Nu mai avea oricum pe nimeni altcineva. De ce l-a întrebat Karina încet? După trei zile s-a întors acasă ca Nu, ea nu consumase alcool. Ea era pur și simplu atât de disperată încât mergea șovăind și aproape că nu înțelegea nimic. Te-ai întors, a spus vocea bas din bucătărie. La masă stătea Zaharia. El bea bere sau poate ceva mai tare. Ce? Ai decis și tu să bei. Nu ai voie în starea ta, a zâmbit el bețiv. Karina l-a privit cu cea mai completă indiferență în ochi. S-a apropiat de masă, a luat acea sticlă de bere și și-a turnat în pahar. Hei, hei, ce faci? S-a indignat Zaharia. Încercând să ia sticla. El se uita la ea ca la o nebună, iar Carina chiar se comporta ca și cum ar fi înnebunit. Ea a băut alcoolul pe nerăsuflate și a apucat o altă sticlă. Zaharia a reușit să o oprească, protejând berea cu mâna. El nu era împotriva ideii ca cineva să bea cu el, dar Carina nu băuse niciodată. Ea se comporta foarte ciudat. Carina, dar ce ai? A întrebat bărbatul cu un ton mai îngrijorat. Carina s-a așezat pe scaun și și-a acoperit fața cu mâinile. Ea s-a oprit, a țipat de durere îngrozitoare. Ea însă și nu înțelegea ce îi se întâmplă. Dar ce s-a întâmplat? a insistat Zaharia. Andrei nu va veni la noi, a răspuns sumbru Carina. Cum adică nu va veni? Te-a părăsit sau ce? a insistat tatăl vitreg, care probabil deja uitase tot ce citise în delirul alcoolic pe foaia albă. Se poate spune și așa. Dar spună-o tu direct, nu a mai rezistat Zaharia. Nu mai este Andrei. Zaharia a tăcut. S-a retras puțin, a dat din cap și a clipit de câteva ori. Încerca să-și revină. I se părea că toate acestea sunt un vis. Adică cum nu mai este, a clarificat Zaharia. El a murit, a spus Carina, turnându și mai multă bere. Acum Zaharia nu o mai oprea, cel puțin până în momentul în care și-a amintit de ceva. Hei, oprește-te din băut, ai un copil, a strigat bărbatul. Karina s-a uitat la el cu ochii roșii de crim. Acea privire nebună l-a speriat pur și simplu pe Zaharia. Nu ai auzit cum ambulanța m-a luat? Desigur, nu ai auzit. Dormeai. Dormeai atât de adânc încât nici măcar nu ai auzit strigătele mele. Mi-am pierdut copilul. Nu vezi. Nu mai am purtă, a strigat fata. Zaharia a fost pur și simplu șocat. Fiecare veste era mai rea decât cealaltă. Pentru prima dată în viață, el a simțit regret, compasiune față de altă persoană. El niciodată nu a considerat-o pe Carina ca fiind fiica sa, dar astăzi. Astăzi a privit-o cu alți ochi. Deodată s-a ridicat, s-a apropiat de un dulap mic și a scos de acolo o sticlă oarecare. A descis-o, a turnat conținutul într-un pahar și l-a întins Carinei. Sine, ai nevoie, a spus el cu o voce răgușită. E vodcă. Exact, bea-o, îți va fi mai ușor. Și Carina a băut. Ea a golit întregul pahar, în gură i-a ars exact ca în piept ieri și această durere fizică a reușit să-i amuțească pe moment durerea sufletească. După aceea, Carina a mers la culcare. Ea deja nu se mai gândea la nimic. Ea pur și simplu a căzut în uitare beată. Ziua următoare nu a fost înseninată nici măcar de soarele care a apărut. Karina era urmărită de fantomele evenimentelor trecute. Totul se răsefernja cu durere în sufletul ei. Ea nu a trăit un astfel de coșmar de pe vremea morții mamei sale. În acea zi ea simțea același lucru. Și ca o ironie crudă, despre moartea mamei sale a aflat de asemenea spontan. Atunci vecina Nina a alergat la ea și a început să strige despre ce s-a întâmplat. Carina nu putea să distingă cuvintele, iar când a înțeles, a căzut în leșin. A fost cea mai puternică lovitură pentru ea. Ea încă nu s-a recuperat după aceasta, iar acum un altul și încă unul. Pierderea iubitului pur și simplu a zdrobit-o pe Carina, iar pierderea copilului a terminat-o definitiv. Aceste evenimente teribile pur și simplu i-au scos sufletul din ea. Carina a petrecut câteva zile ca într-un uitare. Ea aproape că nu mânca și slăbise, arăta ca un fantomă, iar Zaharia devenise și mai iritabil. Probabil că acum nimic nu-l mai motiva pentru că revenirea lui Andrei nu se putea aștepta. Așa este totul. A început cumva tatăl Vitreg când stăteau împreună la masă. Carina citea o carte, mângâind aburul, iar Zaharia stătea în fața ei. Trebuie să începem să acționăm, Karina l-a privit întrebător. E timpul să cauți un loc de muncă. Nu mai ești însărcinată acum, iar banii nu cresc pe copaci. Curând vom flămânzi din nou, a explicat Zaharia. Dacă ai nevoie, atunci caută tu. Indiferent, dar cu o anumită ironie, a spus Karina. Zaharia, desigur, nu a apreciat acest răspuns. El s-a ridicat brusc de pe scaun și aproape că a poruncit amenințător du-te și caută un loc de muncă. Altfel ești liberă. Ce înseamnă liberă? Trăiești aici, nu plătești niciun ban, dar în același timp nu vrei să muncești, așa nu se poate. Vrei libertate, atunci pleacă. Karina s-a gândit. Gândul de a se muta o vizita tot mai des, dar unde va merge? Pe un loc de muncă normal ea cu siguranță nu se va angaja. Ea nu are nicio specializare, să nu mai vorbim de educație superioară. Altfel, nu va putea plăti pentru apartament. Rămâne o singură opțiune, să rămână aici. Ea s-a ridicat de asemenea de pe scaun și a mers din nou în coridor. Tăcută s-a îmbrăcat, a ieșit din apartament și a mers direct la biroul de muncă. Acolo, cu siguranță, îi vor ajuta să găsească ceva potrivit. Deci, să lucrezi în club. A întrebat femeia care stătea la computer. Nu, a clătinat capul cu dezgust, Carina. Această muncă îi se asocia doar cu o singură profesie, destul de rușinoasă. Ei bine, s-a gândit femeia, am răsfoit deja aproximativ 20 de locuri de muncă, dar nimic nu ți-a convenit, nu mai am ce să-ți ofer astăzi. Deci, nu există un loc de muncă pentru mine. Trebuie să obțin educație superioară, dar și pentru asta sunt necesari bani, a răspuns Carina obosită. Ea deja se pregătea să plece, când deodată vocea femeii a oprit-o, stai, uite, am găsit ceva. Program complet. Cafeaua prin gles te interesează. Și ce trebuie să fac acolo? A întrebat Carina interesată. Caută o chelneriță, dar, cred, vor lua pe oricine. Abia au început să recruteze personal. Dați-mi adresa. Carina a notat-o direct pe mână cu un stilou cu gel negru și s-a grăbit acolo. Ce surpriză a avut când a văzut clădirea pe care o vizitase cu câteva săptămâni în urmă. Atunci i s-a spus că nu o vor lua în considerare pentru poziție. Ei bine, cu o ironie sumbră, a gândit ea acum și a atins scopul, obstacolul a fost înăturat. S-a dovedit că firma la care voia să se angajeze Carina deținea acea cafenea, așa că fata a ajuns aici dintr-o fericită coincidență încă o dată. A fost întâmpinată de aceeași fată manager. Ea a examinat-o pe Carina cu o privire rapidă. Karina a ignorat privirea aceea, dar fata a oprit-o: Unde vă îndreptați? a întrebat ea cu sarcasm. Mă angajez, a răspuns Karina fără prea mult entuziasm. Ea ar fi vrut să-și rostogolească ochii pentru mai mult teatru, dar a decis să nu facă asta, nu știa nici ea de ce. La muncă s-a mirat managerul. Dar tocmai ce ați născut, nu e așa? Vă amintesc. Și unde este copilul? Tatăl are grijă de copil, a mințit Karina. Nu voia ca cineva să se amestece în viața ei privată. Nimeni nu va ști despre suferința și durerea ei, ea va trece prin asta singură. Se pare că fata voia să întrebe ceva mai mult, dar la ei s-a apropiat un bărbat solid într-un sacou și cu o cravată strânsă. Arăta ca un adevărat agent dintr-un film de acțiune. Bună ziua, Leonid, a spus managerul cu un zâmbet până la urechi, aproape făcând o plecăciune. Bună ziua, Uliana, ai nevoie de ceva? a întrebat bărbatul, păstrând totodată o expresie complet impenetrabilă pe față. Nu, mulțumesc, deja fug la muncă, a spus fata și s-a îndepărtat, dându-i Carinei o privire incendiară. Acum Leonid își îndrepta atenția doar spre Carina. A studiat-o mult timp, ceea ce a făcut-o să se înroșească puternic, apoi a întrebat câți ani aveți. 19. A răspuns mândră Carina. Bărbatul s-a uitat în jur, de parcă verifica dacă cineva îi vede. Dar totul era liniștit. Și chiar și vântul astăzi s-a potolit, gândește-te doar, totul pentru un interviu pentru rolul de chelneriță. Haideți în birou, e prea sufocant aici, a propus Leonid, ajustându-și cravata care părea că îl sufocă. Carina a dat din cap zâmbind și l-a urmat pe viitorul ei șef. Aveți experiență de muncă, a întrebat el când s-a așezat la biroul său mare lustruit. Ca chelneriță nu, dar am lucrat part-time ca animator, a răspuns nesigur Carina. Bărbatul i-a mai aruncat odată o privire în ochii ei adânci și mari. Ei erau foarte mari, ceea ce adesea făcea ca oamenii să se simtă inconfortabil în preajma ei. Mulți spuneau că astfel de ochi parcă se uită direct în suflet. A făcut clic cu pixul, apoi a scris ceva pe o foaie. Pașaportul, vă rog, a cerut el, fără să se distragă de la hârtii. Fata i-a întins pașaportul. El a început din nou să completeze unele documente, din când în când, fără să se uite la Carina. Apoi a cerut să-și pună semnătura în câteva locuri și, în cele din urmă, a spus, sunteți angajată ca barman. Un coleg mai experimentat vă va învăța tot ce trebuie să faceți. Vreau să vă spun de la început, clienții noștri sunt oameni de afaceri, ei au nevoie de o abordare specială, așa că niciun capriciu și nemulțumire față de vizitatorii noștri. Pe când coborau, Leonida a împărtășit pe scurt o mică istorie a firmei lor. S-a constatat că ei comercializează parfumuri pentru bărbați, iar locația aceasta servește drept sediu central, dar și ca o mică cafenea. Aici adesea intră domn Solizi pentru a încheia un contract pentru un lot gros de parfum scump minunat. Bărbatul chiar i-a dat câteva mostre carinei, dar ea a refuzat politicos, știind că nu are nevoie de ele. Cum așa? Nu aveți prieten sau tată? a întrebat Leonid. Da, aveți absolută dreptate. Nu am nici tată, nici iubit, așa că parfumurile dumneavoastră, oricât de uimitoare ar fi ele, nu îmi sunt necesare, a spus fata distanțat. Îmi pare foarte rău, a zâmbit bărbatul. Părea că într-adevăr acest lucru l-a afectat. Dar nu a arătat asta. Leonida a condus-o la cafenea care era situată în stânga intrării principale. Acolo i-a întâmpinat principalul barman, îmbrăcat tot în negru, care pur și simplu strălucea de încredere și cordialitate. Totul, coafura, hainele scumpe, fețele drăguțe, chiar și sortul acela îl făceau cel mai dorit băiat pentru toate fetele din zonă. Karina s-a prins involuntar de acest gând și imediat s-a certat mental cum îndrăznește să se gândească la așa ceva. Soțul și copilul ei au murit de curând. A pierdut totul, iar acum era deja gata să sară în brațele primului venit. Era complet inacceptabil, pur și simplu nu se putea. S-a simțit murdară. Respingătoare! Nici măcar nu și-a îngropat soțul și deja se gândește la înlocuitorul lui, o rușine. I se părea că toți cei din jur o judecă și îi doresc cea mai groaznică pedeapsă. Desigur, acestea erau doar gânduri obsesive. Probabil că pur și simplu își pierde mințile. Alo, ești aici! a întrebat deodată o voce atât de asemănătoare cu cea a lui Andrei. Karina parcă s-a trezit dintr-un vis. Cu ea vorbea acel tip cu coafura coal pe o parte. Stătea în spatele barului și aștepta un răspuns de la ea. Da, scuze, m-am distras, a răspuns jenată Karina. Nicio problemă, a zâmbit băiatul. Mă numesc Marc, îmi face plăcere să te cunosc. Băiatul i-a strâns mâna Carinei și abia atunci fata și-a amintit unde l-a mai văzut înainte. Era acel tânăr timid cu ochelari care i-a luat locul cu câteva săptămâni în urmă. Nu putea să creadă că după ce i-s a oferit un loc de muncă în cafenea, s-a schimbat atât de mult. Era greu de crezut. Și tot timpul acesta Leonid stătea în spate și urmărea cum se cunosc ei doi. Ei bine, învață-o tot ce știi, a dat din cap către barman. Te rog, nu mă face de rușine. Într-un fel sau altul, reprezinți și tu compania noastră aici. S-a adresat el Carinei personal și, în cele din urmă, a plecat. Reprezentăm compania. A râs Carina după ce Leonida a ieșit din sală. Doar suntem barista care facem cafea și servim gogoși. Pentru Leonid și pentru această cafenea contează cu adevărat mult. El mereu se asigură că aici lucrează doar cei mai buni dintre cei buni. Și dacă ai ajuns printre ei. Aici Marc a privit-o pe fată cu un aer evaluativ, ar trebui să te împodobești un pic. A încheiat el împodobi în S-a indignat Carina. Într-un fel era supărată. Ce fel de spectacol era acesta? Da, acum arată destul de lovită, dar până la urmă tocmai și-a pierdut toți apropiații. Ei bine, a continuat nesigur Mark, mi se pare că într-o rochie mini ai arăta mai sexy. Nu crezi. De ce? Doar este o cafenea simplă. Nu sunt o striptoză angajată să dansez. Doar voi pregăti cafea pentru clienți. Glumești. Nu a rezistat, Mark, și a zâmbit strâmb. Aproape toți clienții noștri sunt bărbați. Și ce le place bărbaților? Corect, fetele drăguțe. Avem nevoie ca ei să vrea să se întoarcă aici din nou și din nou, așa că dă jos de pe tine acest scârpă de bunică și cumpără-ți niște haine normale. Dar nu am bani pentru astfel de haine. Crezi că am venit să lucrez aici degeaba? Atunci, de ce ai venit la noi? Au fost o mulțime de alte candidate, gata să se dezbrace pentru ca clienții să vrea să se întoarcă, a spus Marc aproape cu dispreț. Cuvintele acestea au înfuriat-o pe Carina. Nu putea să înțeleagă cum cineva poate fi atât de snob. Carina deja voia să plece, dar din spate s-a auzit din nou o voce cunoscută. Fata s-a oprit și parcă a fost cuprinsă de entuziasm. Ce va fi în continuare? Stai! A strigat Leonid. Unde mergeți? Leonid A început stânjenit marc, dar Carina l-a întrerupt. Merg după o rochie nouă, cred că va arăta mult mai avantajos pe mine și va atrage clienți noi. Leonid abia a zâmbit și, dându-se la o parte, cu un gest politicos a lăsat tânăra să treacă, iar Carina nici măcar nu știa de ce a spus o asemenea prostie. De fapt, nici nu avea idee de unde să ia bani. Era deja pe jumătate drumului spre casă și era gata să renunțe la acest loc de muncă. Când și-a amintit că mama ei i-a lăsat o anumită sumă. Nu s-a atins sub niciun pretext de aci bani, considerându-i ca o mică, dar totuși, pernă de siguranță. Chiar voia să adauge în viitor la educația fiicei sale, dar acum, acum putea să scoată puțin bani din bancă. Poate că era șansa ei și ar putea să câștige acolo suficient pentru a-și închiria un apartament separat. Karina s-a gândit, s-a gândit și apoi a făcut exact asta. Bună ziua! Aș dori să le trag o parte din suma, a spus ea la ghișeu. Angajatul cu un zâmbet politicos i-a îndeprimit cererea. În câteva minute, Carina avea în mâini 20 de mii. Important acum era să nu le arate lui Zaharia. Pentru că sigur le-ar bea și ar fi concediată pentru neîndeplinirea obligațiilor. Iar acum obligația ei era să-și cumpere o rochie frumoasă. A cumpărat-o chiar atunci. Rochia neagră cu un decolte o adânc arăta pur și simplu excelent pe ea, nu vulgar, cu gust. Pur și simplu nu putea crede că și-a permis să cumpere o rochie, pentru că doar cu o lună în urmă nu putea să se întrețină nici măcar cu mâncare. Când Carina a intrat în casă, Dumitru i-a sărit imediat în întâmpinare. El a tânjit mult după stăpâna sa și, de asemenea, după mâncare. În mintea pisicii, acestea erau concepte echivalente. Acum, micuțul meu, îți voi da ceva de mâncare. Zicea ea râzând în timp ce mângâia pisicuțul. Carina s-a dezbrăcat și a mers în bucătărie. Pe scaun stătea Zaharia. Nu era beat, stătea și citea o scrisoare. Oh, te-ai întors, a spus el am aici pentru tine o surpriză. Acest lucru a fost spus într-un mod sumbru, prin urmare Carina nu se aștepta la nimic bun. Ea s-a încordat, a pus mâncarea în castron și s-a uitat fix la tatăl vitreg. El nu a spus niciun cuvânt. Atunci ea pur și simplu i-a smuls scrisoarea din mâini. El nu s-a opus. Să vin la înmormântare. Sâmbătă. Ce? Nu eu ar trebui să le organizez, eu. Soția. Cine organizează în locul meu? Se indigna Carina, citind scrisoarea din nou și din nou. Prietenii lui, voi erați căsătoriți doar o săptămână fără Dumnezeu. Cred că pur și simplu au vrut să suferi mai puțin, dar și banii. Știi câți bani sunt necesari pentru o mormântare? Important este că nu te-au uitat. Uitat. Da, ce se cred ei? Este soțul meu, Trebuiau să mă anunțe sosirea corpului său, nu lor. Ți-au anunțat, mormăi Zaharia. Dar tu erai în clinică. Și în acel moment, Karina nu a putut să se abțină. A început să plângă. Fata a alunecat încet pe perete și a început să plângă, apoi să țipe de durerea insuportabilă. Zaharia nici măcar nu a încercat să o liniștească. El și-a acoperit pur și simplu urechile și a părăsit camera. Cu Carina a rămas doar pisica ei credincioasă, care din nou miorlăia bâlând lângă picioarele ei, fluturându-și coada. Ce este în neregulă cu mine? Nici măcar nu am putut să organizez înmormântarea persoanei mele iubite. Probabil că acum îi este foarte rușine de mine în ceruri, plângea Carina disperată. Săptămâna următoare a trecut ca într-o ceață. Carina mergea la noul loc de muncă și încerca să zâmbiască oaspeților. Unii se comportau pur și simplu dezgustător. Ce fel de domni erau ei? Mulți încercau direct să-i ceară numărul de telefon. Ea era obosită să răspundă tuturor cu refuz. Bună, frumoasă, a întrebat odată un bărbat de 30 de ani. Apropiindu-se de teșghea. Întorn un capucino. Da, desigur, a răspuns Karina cu un zâmbet forțat. Era sfârșitul zilei, ultima zi a săptămânii. Mâine era în mormântarea, așa că dorea ardent să termine cu munca și să se ducă acasă. Dar acest individ nerușinat s-a apropiat mai mult. S-a sprijinit cu toată greutatea pe teșdea, părând că e pe cale să o rupă. Karina a decis să ignore acest gest nepotrivit și pur și simplu și a făcut treaba. A făcut cafeaua și a închis paharul cu capacul. 200 de ruble a concluzionat ea și a început să apese diferite butoane, așa cum o învățase Mark. Și unde umbla acest tip? Cumpărătorul a scos din buzunar un portofel și a întins carinei o bancnotă de 5.000. Ea l-a privit ca pe un idiot. Dar nu cumva astfel de antreprenori au mereu mărunt. Dar de ce ar trebui ea să schimbe astfel de bani mari? A luat bannota cu un oftat și a deschis casa de marcat. A început să numere banii când brusc a simțit o mână bărbătească atinându-i umărul. Carina s-a retras speriată. Nu am nevoie de rest, a zâmbit bărbatul. Doar mergi la o întâlnire cu mine și suntem chit. Ochii Carinei s-au mărit de indignare la o asemenea nerușinare. Cu siguranță nu se aștepta la o astfel de întorsătură. Da, Marca a avertizat-o că sunt astfel de vizitatori. Dar ea nu credea că se va confrunta cu asta atât de curând. Oare chiar ar fi trebuit să nu cumpere acea rochie? Îmi cer scuze. A spus ea, uimită. Ei bine, de ce ești așa de neînțelegătoare? A continuat să zâmbiască bărbatul. Acest zâmbet o speria acum pe Carina. El arăta ca un maniac. Fata a început să se retragă încet spre perete. Îmi pare rău, nu înțeleg despre ce vorbiți, a răspuns Carina indiferent și, fără să se uite în ochii cumpărătorului, i-a întins restul. Bărbatul a fost indignat. Carina a simțit cum s-a mâniat. Se auzea respirația lui accelerată. Se a plecat tot mai aproape. Părea că în orice moment se va năpusti asupra ei. Mâinile Carinei tremurau de frică. Ea nu știa ce să facă în astfel de situații, pentru că Mark doar o speria cu astfel de clienți. Nu i-a dat instrucțiuni detaliate despre ce să facă într-un astfel de caz. Vrei să mergi la o întâlnire cu mine?" A întrebat bărbatul sumbru din nou. Karina deja voia să plângă din disperare, dar deodată a auzit o voce familiară. El s-a retras de la ea. Pleacă de aici, a ordonat grosolan Leonid, care intrase în cafenea. Mergea atât de încrezător, parcă era Superman din vreun spot publicitar. Cumpărătorul s-a speriat de acest ton și s-a retras de lângă Karina. În sfârșit, ea a putut respira ușurată. Cum vorbiți dumneavoastră cu clienții? S-a indignat bărbatul în jur de 30 de ani. Când Leonid s-a apropiat de el, ea are doar 17 ani. Ești un pervers, mizerabil! a strigat Leonid. Ori pleci acum din această clădire, ori chem poliția. Clientul, fără să stea pe gânduri, a plecat imediat, aruncând tuturor o privire răutăcioasă. Carina era impresionată. Nu se gândise că Leonid poate vorbi astfel cu clienții săi. Vă mulțumesc! I-a mulțumit ea când inima ei a început să bată în ritm normal. El e pur și simplu. El e pur și simplu un cretin, știu. A zâmbit Leonid. Vedeți dumneavoastră, nu toți bărbații sunt gentlemeni. Va trebui să vă confruntați cu asta, dar acum știți cum să răspundeți la astfel de propuneri. Să mint că sunt minoră. A râs Carina acoperindu-și gura cu mâna. Exact, mai aveți nevoie de ajutorul meu. Nu, deja mi-ați salvat. A refuzat politicos fata. Nu înțeleg unde a dispărut Marc. Se pare că a avut niște probleme de familie, nu știu dacă minte sau spune adevărul. Oricum, el rareori ia astfel de pauze, așa că i-am dat liber. Data viitoare, dacă nu va fi nimeni în apropiere, pur și simplu sunați-mă. Sunt chiar deasupra dumneavoastră, deși la câteva etaje mai sus. Vă mulțumesc, Leonid! Și asta a fost tot. Iar undeva după o jumătate de oră, Leonid a revenit din nou în cafenea. Karina se pregătea să plece. Nu se aștepta ca șeful să decide să o viziteze chiar la sfârșitul turei de lucru. El era deja îmbrăcat în palton și arăta foarte elegant. Carinei chiar i-a fost jenă de hainele ei, dar nu avea de gând să cheltuie toată moștenirea primită de la mama pe haine. Asta ar fi fost foarte nerațional. Bună ziua din nou, a salutat-o bărbatul zâmbind. El se uita în pământ, de parcă ar fi fost timid și se simțea inconfortabil. Bună seara, a spus Carina pe gânduri, examinându-le, abia ce își îmbrăcase paltonul. S-a întâmplat ceva. Nu, nu, ce vorbiți. Doar că. Carina chiar a zâmbit, dar a încercat să-și ascundă râsul. Situația părea cu adevărat ironică. În toată săptămâna de când lucra acolo, nu-l văzuse niciodată pe șeful ei atât de stânjenit. Doar mă îngrijorez pentru dumneavoastră. E deja foarte târziu. Vă pot oferi serviciile mele. Scuzați-mă, a exclamat Carina surprinsă. Ah, da, vreau să spun. Vă pot conduce acasă. Adică nu eu. Adică, da, în fond, șoferul meu. Am crezut că... Dar dacă nu vă deranjează, sunt de acord, a spus Karina bucuroasă. Propunerea i-a plăcut foarte mult. Nu va trebui să meargă pe jos în frigul ăsta kilometri întregi până la autobuz într-un palton subțire. Leonid a strălucit de fericire. Desigur, a încercat să-și ascundă bucuria, dar zâmbetul tot îi apărea pe față. O mașină BMW neagră s-a apropiat de clădire, arăta atât de elegant încât la început Karina chiar s-a simțit jenată să se urce într-o mașină atât de scumpă. Dar, depășindu-și timiditatea, a urcat până la urmă. Îmi pare rău dacă v-am pus într-o situație stânjenitoare, a început să se scuze Leonid. M-a îngrijorat atât de mult situația de astăzi care s-a întâmplat cu dumneavoastră, încât pur și simplu nu am putut să nu ofer ajutor. Siguranța angajaților mei este importantă pentru mine. Vă mulțumesc foarte mult, Leonid. I-a mulțumit Carina și s-a întors spre fereastră, privind la felina rele portocalii care treceau pe lângă ei. Mașina s-a oprit lângă o clădire cenușie cu 12 etaje, într-un apartament al căreia se afla casa Carinei. Ea i-a mulțumit din nou șefului ei și a coborât din mașină. Dar înainte de a închide ușa, a auzit o întrebare. Ce planuri aveți pentru mâine? Mâine am o mormântare, a zâmbit trist Carina și a închis ușa. Abia mai târziu și-a dat seama cât de groaznic suna asta. A spus-o ca și cum ar fi fost ceva obișnuit. Cu siguranță l-a lăsat pe Leonid cu gânduri grele. De îndată ce fata și-a amintit de înmormântare, toate momentele bune ale zilei au fost uitate instantaneu, parcă s-a scufundat din nou în abisul depresiei. Când a intrat în apartament, Zaharia dormea deja. Karina nu știa dacă el va merge la înmormântare sau o va dormi din cauza mahașmurelii. Era atât de obosită, dar durerea din suflet nu se liniștea. Și și-a dorit să bea ceva. În frigider era doar bere, dar ea și-ar fi dorit vin roșu. De obicei, asta o ajuta să uite. Când era adolescentă, un băiat a părăsit-o și ea, ca să uite, a băut o întreagă sticlă de vin semidulce și a fost mult mai ușor. Cât de mult avea nevoie de asta acum? Dimineața nu prevestea nimic bun. În primul rând, Karina s-a trezit cu o oră mai târziu, ceea ce deja nu a bucurat-o, s-a îmbrăcat în grabă cu o rochie neagră. Intrând în camera lui Zaharia, nu l-a găsit acolo. Oare chiar a mers să-l conducă pe Andrei pe ultimul drum? S-a simțit și mai rușinată. Chiar și un alcoolic ca Zaharia nu a dormit și s-a sculat la timp iar pe ea totul pare să se împotrivească de o săptămână întreagă. Și mama a avertizat-o că viața va fi dificilă, dar ea nu a ascultat-o, a ajuns la timp când corpul lui Andrei era deja pe cale să fie scos din biserică. Oprimând ceremonia, a alergat la sicriu și l-a privit pentru ultima dată pe bărbatul iubit. Corpul fără viață nu semăna deloc cu cel viu. Carina parcă nici nu-l cunoștea pe acest om. A privit la costumul lui și a început să plângă. În acel costum el a fost în ziua anunților. Cât de fericiți au fost în acea zi, dar acum totul era în trecut. Acum îl vede pentru ultima dată pe fața lui și pe acel costum pe care l-au ales cu atâta grijă. Cine s-ar fi gândit că alegeau un costum pentru un mormântare? Umerașul Carinei a simțit atingerea unei mâini feminine ușoare. A fost un semn că trebuie să încheie. Carina și-a apropiat buzele tremurânde de, de fața mortului și l-a sărutat. După ce i a plecat, patru băieți au luat sicriul și l-au dus prin tot templul către ieșire, pe muzica îngerilor. Carina nu-și putea crede ochilor. Ea a căzut în genunchi și a început să plângă. Nimeni nu o judeca și o anumită femeie care stătea lângă ea a început să susțină sărmana fată și să o mângâie pe spate. Totul era atât de sfâșietor. Carina era literalmente distrusă, frântă. Era ca și cum ar fi murit și ea pe dinăuntru. Niciodată nu simțise o durere atât de mare, nici măcar când murise mama ei. Probabil pentru că sicriul mamei fusese închis. Datorită numeroaselor răni suferite după accident, s-a decis să nu se deschidă sicriul pentru ca rudele să nu se îngrozească. Dar să vezi fața decedatului. Clar Carina nu era pregătită pentru asta. Nu știa cât timp trecuse. Totuși, templul se golise, muzica se stinsese și s-a lăsat o liniște calmă. Carina s-a liniștit și a șters lacrimile, s-a ridicat de pe genunchi. Puteți să-mi spuneți încotro s-au îndreptat toți. A întrebat Carina pe o slujitoare. La cimitir, desigur, a dat din numer slujitoarea, strângând lumânările stinse. Vă mulțumesc! Carina a ieșit din biserică, nu mai era nimeni pe platformă. Ea și-a dat seama că va trebui să ajungă la cimitir pe propriile picioare. Fata tocmai voia să meargă pe jos după catafalc, dar deodată a fost oprită de un bărbat. Era Leonid. El stătea în mașina sa neagră elegantă. Carina nu l-a recunoscut imediat pentru că el purta ochelari de soare negri. Dumneavoastră mergeți la cimitir? a întrebat bărbatul. Karina nu avea puterea să se mire. Îi era deja indiferent cum ajunsese acolo șeful ei. Ea doar a dat din cap. După acest gest, Leonid a ieșit din mașină și a deschis ușa pasagerului. Urcăte, te duc eu, a spus el serios. Carina s-a supus și a urcat în mașină. Lacrimile au început din nou să curgă în râuri. Ea se gândea la Andrei, la cât de nedreaptă este viața. Spuneți-mi, de ce a murit el? Pentru ce mi se întâmplă asta? A întrebat retoric Carina. Această întrebare era mai degrabă adresată nu lui Leonid, ci lui Dumnezeu. Nimeni nu știe, dar eu știu sigur că Dumnezeu ia doar pe cei mai buni, a răspuns bărbatul. Sunt sigur că iubitului dumneavoastră este acum bine dincolo. El ar vrea ca dumneavoastră să nu suferiți. El este soțul meu, a plâns Carina. Sau acum, acum nu mai este soț, doamne. Cum se poate ca la 19 ani să devii văduvă? Mi se pare că ar trebui să fiu înscrisă în cartea recordurilor Guins Ca cea mai tânără văduvă din lume Nu sunteți cea mai tânără văduvă, a râs Leonid și imediat s-a bâlbuit Scuze, pur și simplu există și alte cazuri Se poate pierde un soț la orice vârstă Nu spun că nu sunteți nefericită, dar totuși nu sunteți singura Pentru prima dată în acea zi, Carina a zâmbit în curând, ei au ajuns la locul potrivit. Mormântul proaspăt săpat era înconjurat de oameni. Unii plângeau, o femeie era aproape târâtă cu forța. Carina cunoștea puține persoane acolo. Cu Andrei s-au căsătorit atât de repede, iar părinții lui erau de mult decedați. La nuntă au petrecut în principal prietenii, care acum preluaseră toate responsabilitățile legate de înmormântare. Haideți, fără dumneavoastră nu vor începe, așa sunt regulile. Știu, l-a întrerupt Carina și a coborât din mașină. Toți s-au uitat la ea și la Andrei, unii cu totală uimire, alții cu evident dezaprobare. Carina nu a acordat atenție privirilor celor prezenți și s-a apropiat de groapă, în care se pregăteau să coboare sicriul. Apoi trebuia să arunce în această groapă neagră un pumn de pământ. Ea trebuia să fie prima, soția decedatului. Carina a luat un pumn de pământ înghețat și a șoptit te voi iubi mereu, după care a aruncat pământul pe sicriu. Apoi au urmat toți ceilalți și iată cea mai groaznică parte. Doi bărbați puternici au luat lopețile și au început să acopere groapa. Aceasta a fost o adevărată tortură pentru Carina, dar ea a stat și a îndurat această durere în sine. Nimeni nu plângea, ea încerca să nu o facă, dar lacrimile curgeau de la sine pe obraji. În cele din urmă, acest iad s-a terminat. Acesta se simțea ca un foc de armă, sfârșitul tuturor lucrurilor. Mai mult nimeni nu-l va mai vedea pe Andrei. În curând, viermii vor mânca trupul, de la el nu va mai rămâne nimic. Ei bine, cum sunteți? a întrebat Leonid. Tot acest timp el stătea nu departe, în spatele unui copac, iar Carina mergea înainte, fără să distingă punctele cardinale. Nu-i păsa unde merge. De fapt, ea ar fi vrut acum să se culce pur și simplu lângă cel iubit în această groapă neagră. Cum se poate simți o persoană care tocmai și-a îngropat cea mai dragă persoană de pe pământ? a răspuns ea la întrebarea lui cu aceeași întrebare și a mers mai departe, iar Leonid mergea după ea. Înțeleg sentimentul tău. Anul trecut mi-am îngropat fratele, a spus el, Karina s-a oprit, apoi s-a uitat fix la șeful ei, ca și cum l-ar vedea pentru prima dată. Nu vrei să bei, a propus ea brusc. Să beau, s-a mirat el, da, știi cum fac oamenii obișnuiți. Vin în baruri, se îmbată criță. Vrei să fii un astfel de om obișnuit? Astăzi sunt gata să fiu oricine, doar nu e un sum. Te rog, distragi-mă. Se pare că Leonida a înțeles despre ce este vorba. El pur și simplu a dus-o la mașină și au plecat împreună să bea. Un bar potrivit s-a găsit nu departe. Proprietarul a ales o bună locație. Oamenii întotdeauna vor să-și nece amarul și sigur vor veni aici, nu la vreo pomenire plictisitoare, ci chiar aici. Două whisky, a cerut Leonid, când doar s-au așezat la bar. Barmanul a luat comanda și a început să lucreze. Prima întrebare a început Carina, privind în jos. Cum ai ajuns aici? La înmormântare te-a invitat cineva. M-a invitat expresia ta de ieri de pe față. Am văzut cât de rău ți-a fost când ai spus unde vei merge. Da, probabil în acel moment ai crezut că suna amuzant, dar am văzut ochii tăi. Știu cum e să-ți pierzi oamenii apropiați la o vârstă atât de fragedă și îmi pare rău că ți s-a întâmplat asta. Dar cum ai aflat unde să mergi? Asta va rămâne un secret, dacă îmi permiți. Leonid a zâmbit ușor. Nu, nu te gândi că te-am urmărit, pur și simplu am conexiuni. De ce totuși ai decis să vii? Sunt doar un angajat plătit. Nu avem nimic în comun. Cred că atunci când un angajat suferă traume morale, va lucra ineficient, ceea ce este dăunător pentru afaceri. O bună scuză! Carina a răsrăgușit și a luat paharul pe care îi-l oferise deja barmanul. Ea a rostit un dar pentru tânăra văduvă. A băut repede din pahar și a cerut să-i se mai toarne. De cât timp vă cunoșteați? a întrebat Leonid. Am 19 ani, deci nu te aștepta la o poveste de dragoste de 10 ani. A râs din nou fata. După ce a băut alcoolul, i s-a ușurat puțin. A simțit ca și cum rațiunea în cele din urmă o părăsea corpul, asta încerca să obțină, voia să uite. Am fost colegi de clasă, a continuat ea. Și la balul de absolvire mi-a mărturisit dragostea. Ar fi trebuit să-l vezi cum se sfia. În emoții, a vărsat accidental șampanie pe mine, și până acum nu am scos petele de pe rochie. După aceea, am vrut să aplicăm împreună la universitate, dar nu a mers, nu aveam bani să plătim pentru educație la universitate și nu am obținut punctele necesare. Din păcate, învățătura nu ne-a venit ușor, așa că el s-a angajat la o companie de construcții. Iar eu am început să am grijă de casă. Dar ce s-a întâmplat apoi? A întrebat Leonid. I se pare că a fost cu adevărat o poveste interesantă despre cum s-au cunoscut. Nu, pur și simplu, într-o zi am decis să ne căsătorim. A fost foarte spontan. Stăteam într-o cafenea, beam vin și dintr-o dată el propune asta. Îl iubeam foarte mult, așa că am acceptat imediat. Și după nuntă, după nuntă am aflat că sunt însărcinată. Am fi putut fi atât de fericiți. Dar apoi a venit acea scrisoare de chemare și apoi acea scrisoare. Destinul e destinul, Karina a zâmbit trist Leonid, turnându-și whisky în gât. Probabil ai dreptate, nu poți fugi de el ei bine. L-am condus pe ultimul drum, nu-mi rămânea altceva de făcut. Am trăit destul de bine câteva luni, este adevărat că vitregul meu mă irita des, dar niciunul dintre noi nu-l îndrăgea pe celălalt, așa că... Vă rog să mă scuzați, a început să plângă. Leonid i-a întins un șervețel pe care fata l-a folosit pentru a șterge lacrimile amare de pe față. În general, când a venit vestea despre moartea lui, sincer, nici până acum nu știu ce anume s-a întâmplat cu el, nu cred că aș putea suporta să cunosc acest lucru, deși... Acum mi-ar plăcea să știu despre asta. Înțeleg, a spus Leonid. Carina l-a privit întrebător. Am dat unor oameni potriviți unele informații despre tine și ei au furnizat toate informațiile despre tine. Despre soțul tău. Trebuia să aflu unde vor avea loc în mormântările. Spunem, a cerut Carina, bâlbându se Aceste cuvinte au răsunat în minte ca un ecou, dar ea avea nevoie de răspunsuri. Avea nevoie de ele ca de aer. Spunem ce s-a întâmplat cu soțul meu. A repetat ea cu mai multă insistență. S-a prăbușit de la înălțime, de pe un fel de turn. A spus încet Leonid, ca și cum ar fi încercat să nu rănească cu aceste cuvinte fata. Ea a început să plângă și mai tare. Doamne, de ce mi s-a întâmplat asta? Am pierdut copilul nostru, am pierdut totul. Ai pierdut copilul, s-a mirat șeful. Da, după vestea despre moartea lui Andrei, mi-a fost foarte rău. Corpul meu m-a trădat și eu. Am avut un avort spontan. Mă urăsc pentru asta. Brusc Leonid a pus mâna pe umărul ei și a spus liniștit și sigur nu ești vinovată de nimic. Nu îndrăzni să te învinovățești pentru ceea ce nu poți controla. Carina a zâmbit cu speranță în ochi. Conversația aceasta a fost dificilă pentru ea, dar avea mare nevoie să vorbească și îi mulțumea lui Leonid că a apărut în viața ei la momentul potrivit. Și apoi pur și simplu am fugit și m-am ascuns sub scara, povestea ea după jumătate de oră deja râzând despre aventurile ei din adolescență, bând nu se știa cât al câtelea pahar de whisky cu gheață. Nici Leonid nu mai era treaz. Râdea cu capul aruncat înapoi la povestea ei. Toți vizitatorii mai mult sau mai puțin normale ai barului deja părăsiseră acest loc Leonid și Karina nu le păsa de cei din jur, pur și simplu se bucurau de timpul petrecut împreună. Și deși acesta era ziua înmormântării soțului ei, Carina se simțea fericită astăzi. Pentru prima dată după zilele lungi și triste care au trecut. Dar ceva nu a mers bine. Ei clar au băut prea mult, Carina abia se putea ține pe picioare. Când s-au apropiat de mașină, ceva s-a întâmplat între ei. Îți mulțumesc, a spus Carina zâmbind. În bar, după a patra sau a cincea băutură, trecuseră la tu. În loc de răspuns, Leonid s-a întors către ea și s-a lipit avid de buzele ei, după care s-au mutat în mașină, unde au petrecut un timp foarte fierbinte. Și acum ceva enervant țiuia chiar în urechea Carinei, ceea ce era extrem de iritant. Ea tocmai se trezise după o noapte sărbatică și simțea o mahaș mureală grea și o oboseală nebună în tot corpul ei. Capul îi durea și părea că este spart în bucăți, ca și cum o mozaică uriașă s-ar fi prăbușit în interiorul său. Fiecare întoarcere a capului provoca amețeală și greață. Sunetele și mirosurile deveneau neplăcut de ascuțite și iritante, iar lumina părea prea strălucitoare și neliniștitoare. Tot ce își dorea era să fie singură și liniștită, pentru a scăpa după un timp de această stare grea și tulbure. A început să-și revină puțin și a început să distingă sunetele, apoi i-a revenit și vederea. Și doar când a văzut clar din nou, aproape că a leșinat din nou. Acum voia să se întoarcă înapoi în acea stare când nu înțelegea unde se afla. Ea zăcea într-un pat necunoscut și într-un apartament necunoscut. Pe noptieră stătea un pahar cu un lichid galben, care semăna cu suc de portocale, iar sub pahar era o notiță. Carina a desfășurat foaia și a citit mulțumesc pentru noaptea minunată. Am plecat la muncă. Bea această băutură este împotriva Mahashmurelii. În bucătărie te așteaptă micul dejun Leonid. Ochii ei s-au rotunjit, iar respirația ei s-a accelerat. Ea a dormit cu șeful ei în ziua înmormântării soțului. Nu-i venea să creadă. Nu voia să creadă ce se întâmpla. Nu putea să facă așa ceva. Nu era ea. Nu era nici măcar rușine, îi era scârbă de gândul acesta. A mers la toaletă de îndată ce a simțit nevoia de a vomita. Nu, nu o deranja băutura de ieri, ci situația dezgustătoare în care se afla. Cum a putut să permită așa ceva? Nu voia să se privească în oglindă și se simțea murdară și jalnică. Cum și-ar fi dorit ca totul să fie doar un vis? În loc de comemorare, s-a îmbătat într-un bar și a dormit cu un om pe care îl cunoștea de o săptămână. De altfel, cunoștea este un cuvânt prea puternic pentru relația lor. Ei erau la nivelul bună ziua, domnule, și brusc au trecut la salut, puiule. După aceste gânduri, i s-a făcut rău din nou. Spălându-se cumva, a mers în bucătărie. Acolo, așa cum fusese promis, era micul dejun, o cu bacon, teribil de romantic. A zâmbit în sinea ei. Abia voia să se așeze la masă, când deodată a auzit cheile întorcându-se în broasca ușii. Carina s-a ascuns imediat după cel mai apropiat dulap și a început să observe situația de acolo. Nu-i venea să creadă ochilor. În apartament a intrat Mark, Mark care lucra împreună cu ea. A adus niște hârtii și deja voia să plece, dar Carina s-a dat de gol, a strănutat. Desigur, băiatul a auzit asta. Cine e acolo? S-a mirat el fetei, a trebuit să se ridice. Doar atunci și-a dat seama că stătea în fața lui în cămașa șefului ei. Voia să dispară sub pământ. Salut! Cu un zâmbet stupid l-a salutat ea. Carina nu avea nicio idee ce să facă în astfel de situații. Ești tu? A rămas uimit Mark. Da. Am și eu aceeași întrebare pentru tine, a replicat ea. Am adus niște documente, Leonid a cerut. Dar tu ce faci? Dar el nu a terminat de vorbit fraza, în hol s-a auzit zgomot. Pe fața lui Mark s-a afișat o grimasă de groază. S-a aruncat la fată, apoi a târât-o dulap. Karina nu înțelegea ce se întâmplă. Dar Mark i-a acoperit gura cu mâna și cu ochii i-a poruncit să tacă. Karina a auzit pași, apoi o voce feminină. Da, da, am ajuns deja. Astăzi îi voi face o surpriză. Nu ne-am văzut o lună, trebuie să fie așa. Acum voi merge la magazin, da. Se pare că necunoscuta vorbea la telefon. Îți imaginezi. Și-a pregătit singur ouăle, nu le-a mâncat și nici nu a curățat după el ce bat jocură. Și apoi mai spune că nu avem nevoie de menajeră. Dar ce prost ești, Maria, spune. Continua să vorbească femeia la telefon. Carina din nou voia să strănute. Mark nu i-a permis asta, apăsându-i gura și nasul cu mâna sa Pașii s a oprit, apoi s-a auzit sunetul ușii închizându-se Tinerii au stat în dulap câteva secunde, au suspinat în unison cu ușurare și au ieșit Karina a înghițit aerul cu lăcomie pentru că Mark i-a blocat respirația Acum explică-mi ce, naiba, se întâmplă aici S-a indignat băiatul Asta trebuie să-mi explici tu s-a apărat Carina, cine e, cine a fost. Este soția lui, o proastă și o îmbuibată. A urmat o tăcere de mormânt. Carina era ca într-un șoc. Gândurile nu se puteau aduna la un loc cum așa. A întrebat ea, deși înțelegea perfect ce se întâmplă. Marca a răspuns cu o grosolănie îngrozitoare și ea a s-a înroșit până la vârfurile degetelor. Deodată, totul a căzut la locul său. Mintea ei subconștient a înțeles că totul este greșit. Dar Karina cu siguranță nu se aștepta la o astfel de întorsătură. Îi era rău deja de la gândul că aproape că și-a înșelat soțul. A dormit cu un alt bărbat în ziua în mormântării sale, iar acum s-a dovedit că acest bărbat este și căsătorit. A devenit amanta unui bărbat căsătorit. Aceste cuvinte, ca un trăsnet într-o zi senină, au răsunat în capul ei. Ea s-a prăbușit pe podea. Mark s-a aruncat la ea. Ei, ei, ce ai? S-a îngrijorat el am petrecut noaptea cu un bărbat căsătorit. Cu vocea unui zombi a recunoscut ea. Mark a râs încet. Pentru el însuși această revelație nu a fost un șoc, dar înțelegea că acum trebuie cumva să o susțină pe nefericita fată, chiar dacă nu era prietenă. Ei bine, s-a întâmplat. S-a întâmplat cu cine nu trebuie. Nimeni nu va afla despre asta, a spus el și a tras-o de mână în tricou, hai să plecăm de aici cât nu e prea târziu Mă urăsc, a continuat să murmure Carina pentru sine, privind în gol Ea l-a privit pe Marc și a spus, duma acasă, te rog Nu am mașină, dar te voi însoți, a asigurat-o el tânărul a ridicat-o pe sărmana Carina de pe podea Ea se simțea ca o păpușă zdrobită care se dezmembrează Cumva au ieșit din acea casă blestemată, au urcat în autobuze în liniște de plină și au ajuns la casa Carinei. Mulțumesc, Marc, a spus Carina cu o voce monotonă. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa. La muncă nu mă voi mai arăta. De ce? S-a neliniștit tânărul, ca și cum prezența ei ar fi fost importantă pentru el, nu, te rog, rămâi. Nu voi fi jucăria cuiva pentru distracție. Ea i aruncat lui Marco o privire tristă și a intrat în scara blocului. Unde ai fost toată noaptea? A strigat Zaharia imediat ce Carina a trecut pragul. Fără să răspundă, și-a scos pantofii și s-a târât în camera ei, dar Zaharia a oprit-o dureros, prinzând-o de antebrați, aproape făcând-o să țipe unde ai fost, a continuat să o interogheze el ce-ți pasă. Unde ai fost ieri? Nu te-am văzut la înmormântare. Probabil că ai băut, nu e așa. Nu, Karina. Tatăl Vitreg a dat din cap, s-a încruntat și a lăsat mâna fetei. Am fost la înmormântare și la parastas de asemenea. Dar tu nu ai fost la parastas. Te-am văzut. Ai plecat cu un tip într-un BMW negru. Nu e treaba ta. Da, știu cine este, a început să vorbească trist Zaharia. Karina nu l-a văzut niciodată atât de supărat. Parcă chiar suferea proprietarul firmei unde lucrezi tu. De unde știi? Am venit la tine la muncă, am observat. Știu că sunt un tată vitre greu, beau des, mă enervez des pe tine, dar tu... Tu ești pentru mine ca o fiică nebiologică, dar fiică. Și orice ai crede tu îmi pasă de tine. I-am promis mamei tale, s-a deschis el deodată. Dar când te-am văzut cu acel tip, sincer, ceva s-a rupt în mine. Te-am văzut ca pe ceva dezgustător. Nu, Karin, fă ce vrei tu, dar oamenii normali nu se comportă așa. Karina a fost șocată de aceste cuvinte. Niciodată în viața ei nu auzise de la Zaharia un cuvânt cald. El niciodată nu arată afecțiune. Și acum? Acum pur și simplu nu putea să se suporte pe ea însă și. Chiar și el fusese la parastasul lui Andrei, iar iau. Ea fugise într-un bar dubios cu un tip dubios care până la urmă s-a dovedit a fi un nemernic total. Carina voia să plângă, dar îi era chiar scârbă de asta. Nu are permisiunea de a se autocompătimi. Ea și-a murdărit singură viața și pe ea însă și. Și nimeni nu este de vină pentru asta. Nu mai pot așa, a spus Zaharia. Nu pot să am lângă mine o persoană care este capabilă de astfel de fapte dezgustătoare. Vreau să te muți de aici. Mâine. Fata a realizat brusc această propunere teribilă. A înțeles că acum se află pe marginea prăpastiei și instinctul ei de autoconservare a lucrat. A căzut în genunchi și a început să-l roage pe Zaharia să o lase. Te rog, voi face orice. Voi găti, voi curăța. Doar nu mă da afară, te rog. Dar tatăl Vitreg nici măcar nu a ascultat discursurile ei umilitoare. Dispoziția lui s-a schimbat brusc. A împins-o brutal pe Carina, făcând-o să cadă pe podea și s-a grăbit în camera lui. Mâine a strigat el în urmă, trântind ușa. Dimineața, nefericită Karina s-a trezit cu gândul că totul este pierdut. A venit sfârșitul ei. Se simțea ca și cum ar fi căzut pe fundul prăpastiei. Zaharia nu mai era în apartament, dar de la el pe masă zăcea un bilet care exprima totul într-un singur cuvânt azi. Carina nu știa ce să facă. Nu avea pe nimeni care să o ajute să-i ofere un adăpost pentru noapte. Nu voia să-l sune pe Mark. Îi era prea rușine să-și recunoască înfrângerea. Ea cu siguranță a pierdut această viață. Stătea în astfel de gânduri grele, iar, de exemplu, până la prânz, când brusc i-a venit o idee în minte. Carina suna la soneria ușii deja de vreo 10 minute bune, dar cum se face că Nina nu era acasă astăzi? Acesta era singura ei șansă. Carina nu voia să trăiască la gară. Carina. În cele din urmă se auzi vocea surprinsă a vecinei de pescară. De ce ești așa dezburlită? Nina, vă rog, ajutați-mă, implora Carina. Dar situația era următoarea. Zilele trecute, Nina menționase întreagăt despre o femeie care punea la vânzare o casă la țară. Ei bine, ce casă, o cocioabă de lemn, dar totuși nu se prăbușise încă și dacă ar fi fost adusă la un aspect divin. Dar cu o săptămână și mai înainte, Carina nici nu putea să se gândească că oferta aceasta ar putea să o intereseze. Să schimbe orașul pe vreo cociuabă nu se gândea deloc, dar viața este întotdeauna un lucru interesant, îi place să glumească. Așa că Carinei a trebuit să accepte această ofertă. Nu avea altă ieșire. Carina a retras toți banii mamei din bancă și a cumpărat acest naibii de casă. Costul era foarte mic, dar nici ea nu avea prea mulți bani. A luat cu ea pisica câteva lucruri. Când Carina a plecat, a lăsat un bilet te urăsc. Am plecat. Îți doresc tot binele. Spera ca Zaharia să-l citească, nu să-l arunce la coșul de gunoi. Nu mai voia să aibă de-a face cu acest om el aproape că o aruncase pe stradă din propria casă. Casa pe care o cumpărase în grabă nu era chiar atât de dărăpânată. Pe din afară nu prea, dar în interior arăta aproape normal, dacă era curățată cum trebuie. Așa că a făcut-o, după câteva zile chiar reuși să facă cunoștință cu vecinii. Vecinele ei erau două bunicuțe, foarte drăguțe și prietenoase. Dar toate acestea nu puteau să umple golul din sufletul ei. Suferea și nu putea să înțeleagă de ce a făcut așa și nu altfel De ce a procedat astfel? Gospodino striga bunica de pe parce la vecină Carina ieși abia după 5 minute Dormea zile întregi după curățenia imensă și pur și simplu nu se putea forța să se ridice din pat Bună ziua, s-a întâmplat ceva Întrebă Carina în fața ei stătea o bunicuță, cea mai autentică, cea mai obișnuită bunicuță de la țară, care are grădina ei și ogorul și, poate, chiar și o vacă. Da, așa degeaba. Ai venit doar acum aici, draga mea? Întrebă bunicuța. Da? Nu l-ai văzut pe băiat? Ce băiat? Se mira Karina, cel care locuia înainte în această casă. Locuia în casă. Nu înțelegea Karina și ce s-a întâmplat cu el. Mama lui era foarte rea, îi mărturisi încredințată bunicuța, de amarul și nu avea grijă de băiatul ei. Eu am avut grijă de el, l-am îngrijit, iar ea a luat și a vândut casa dracului. Acum unde să găsește acest băiat? Îmi pare rău, eu nu cunosc deloc foștii proprietari ai acestei case. Îmi pare foarte rău că băiatul a dispărut, dar, din păcate, nu pot ajuta cu nimic. Toate cele bune! Carina nu a continuat dialogul și s-a întors în casă. Se simțea rău și fusese trezită de ceva neimportant. Nu va mai deschide nimănui. Deja trei zile aproape că nu ieșise din cameră. Se simțea foarte rău. Nu putea să-și scoată din cap faptele sale, pierderile sale, iar Mark. L-a lăsat pe sărmanul Mark singur la muncă, dar acestea erau doar florile. Carina încă nu înțelegea cum a putut să doarmă cu șeful ei. Și, în cele din urmă, a avut o revelație. Pur și simplu voia să uite. Nu dorea dragoste cu șeful ei. Ea doar trebuia să îndepărteze tot negativul. Ea doar voia să se ascundă de probleme. Mintea ei îmbătată în acel moment nu înțelegea ce făcea, dar. Dar, până la urmă, ea însă și-a făcut această alegere să se îmbete de-a binelea. În astfel de chinuri a petrecut întreaga zi rămasă. Apoi s-a ridicat și a făcut ceai, s-a culcat din nou, a încercat să adoarmă, și parcă în somn a auzit o voce foarte familiară. Era vocea lui Andrei. Nu putea să o confunde cu nimic altceva, pentru că el cu siguranță cânta. Da, era un cântec vechi pe care el îl cânta adesea pentru ea, acompaniindu-se la chitară. Carina s-a trezit într-un frig rece. Nu înțelegea de unde venea această voce. Fie îi părea, fie chiar așa era. Andrei venise din luna de dincolo să o pedepsească. Era acoperită de fior reci, apoi, transpirată, și-a strâns picioarele, a îmbrățișat genunchii și s-a băgat sub plapumă cu capul. Dar vocea nu se oprea, și după câteva minute asta o scoase din minți și puțin mai mult și ar fi înnebunit de frică. A sărit din pat, aruncând plapuma pe podea, dar cum s-a ridicat în picioare, totul a tăcut. Doamne, ce a fost asta? A strigat ea în noaptea întunecată. Stând pe un scaun șubred lângă fereastră, unde atârna o lună plină galbenă. Abia adormise Dumitru, dar țipetele stăpânei l-au trezit din nou pe sărmanul pisoi. Sau poate Carina și-a rotit mâinile, examinându-le ca și cum le-ar vedea pentru prima dată, apoi s-a atins de gât. Nu, nu am dreptul sau am. S-a apropiat desertarul unde erau tacâmurile și a scos de acolo un cuțit. O tăietură și tot acest iad se va termina. O tăietură și nu, nu pot! Plângea ea, ținând cuțitul la încheietura mâinii și eu, eu sunt cea mai adevărată cârpă, doamne, mă urăsc pe mine! A aruncat cuțitul de perete cu forța și acesta a căzut pe podea, sunând plângător. Dumitru a fugit ca un fulger gris sub pat și a urlat de acolo sfâșietor. Cu siguranță vecinii au auzit și ei strigătele ei pătrunzătoare de noapte, dar se pare că erau obișnuiți cu asta. După poveștile lor, aici trăia o familie în care mama era cunoscută ca o bețivă incurabilă și tatăl nu era deloc prezent. Bietul fiu creștea cu o mamă alcoolică. A doua zi a sunat telefonul mobil, iar un număr necunoscut din nou. Carina era atât de sătulă de tot spamul acesta încât a decis să răspundă și apoi să blocheze pe toată lumea odată pentru totdeauna. Lăsați-mă în pace toți! Duceți-vă la... Destul cu apelurile, Striga ea în receptor într-o furie completă. Carina, ce ai? Sunt eu, Marc. A venit vocea surprinsă a băiatului. De câte zile încerc să te contactez? Marc, de ce ai nevoie de mine? Îmi fac griji pentru tine. Am venit la tine acasă, dar tatăl tău, Vitreg, a spus că te-ai mutat. Unde ești? Pot să te vizitez? Nu, nu se poate, a răspuns Carina sumbru. Nu vreau să văd pe nimeni, te rog. Dar ea a închis apelul. Mark era un tip foarte bun, încât încă se îngrijora pentru ea, dar ea nu era pregătită pentru asta. Nu avea nevoie de nimeni acum. Voia să sufere mult timp și să se chinuie singură. Se ura pe sine. Era corect ca Dumnezeu să-i dea astfel de încercării. Acum își înțelegea esența, vedea totul clar ca în palmă. După câteva zile, totuși, a ieșit afară să respire aer proaspăt. De mult nu se simțise atât de liberă și în același timp atât de constrânsă. Își dorea să se omoare, dar în același timp dorea această unire cu natura, cu ea însă și. Seara aceeași zi a decis să revadă fotografiile comune cu Andrei. Erau poze unde doar se întâlneau, pozele lor de la nuntă. Erau atât de fericiți. Nu se putea să rămână așa. De ce viața era atât de monstruos de nedreaptă cu ea? Acum chiar era bucuroasă că și-a pierdut copilul. Nu s-ar fi descurcat și ar fi devenit o mamă la fel de groaznică ca a băiatului care locuia aici, ar fi devenit o bețivă. Dar așa nu purta responsabilitatea pentru nimeni. Doar pentru Dumitru și în acea seară nefastă s-a hotărât să facă acel pas teribil. Carina a bătut mult la ușa vecinei, care probabil deja dormea, totuși era deja miezul nopții dar bătrâna totuși a deschis. Carina, ce cauți aici? Întrebă femeia în vârstă, frecându-și ochii somnoroși și înfiorându-se într-un șal de lână. Nu ai putea să ai grijă de Dumitru doar. Trebuie să fac curat și el va deranja mult, a explicat Carina într-un mod stângat și aproape că i-a dat femeii pisica. Aceasta a fost foarte surprinsă de această ciudată cerere nocturnă. Carina, ce pisică! Ce curățenie! Ai văzut timpul sau te-ai îmbolnăvit? Ai febră? Nu. Tamara, vă rog, dar ajutați-mă. Știu că iubiți animalele. Vă rog. Tamara, deși indignată, a luat totuși pisica în brațe. Nu îndrăzni să faci nimic rău. Am avut experiențe cu vecinii anteriori. Voi chema imediat pe cine trebuie, a avertizat-o bătrână pe Carina. Ei bine, Tamara, mă jigniți. Ce rău aș putea să fac? Haide, haide! E noapte afară, a spus bătrâna căscând și a închis ușa. Karina părea fericită că în curând totul se va termina. Dar într-un colț al conștiinței sale totuși înțelegea la ce se angajează. Ea își dorea asta sau poate că nu. Își îndoi de fiecare pas pe care îl făcea. Dar nu mai vedea altă soluție. Acum avea ce mânca. Dar când se vor termina banii mamei, nu va avea de ce trăi. Iar în sat este imposibil să găsești un loc de muncă, nu este ca în oraș, unde poți lucra vânzând cafea și tot felul de chifle. Cum îi era dor de acest loc de muncă? Dar a luat decizia corectă când a plecat de acolo. Nu ar fi suportat să vadă în fiecare zi fața persoanei care a distrus-o, care a întors-o pe dos. Și cu siguranță Leonid nu avea niciun pic de conștiință. Carina era sigură că el punea la cale un astfel de plan cu toți subordonații săi. Este foarte convenabil să te face ruc când o fată este în necaz. Carina s-a întors acasă, a găsit un scaun și săpunul, a agățat frânghia de tavan și spera că acesta nu se va prăbuși. Momentul adevărului a sosit, totul s-a terminat, acesta este sfârșitul. Carina s-a urcat pe scaun, și-a pus capul în laț și a dat la o parte scaunul. O durere ascuțită i-a străpuns gâtul, întunericul s-a adunat în jurul ei. Dar nu a trecut nici câteva secunde și cineva i-a prins picioarele, ajunge cu zbaterile, a strigat o voce tânără dureros de familiară, ținete, acum o să tai. Într-o clipită frânghia a încetat să-i mai strângă gâtul carinei. Răsuflând greu și tușind, ea și-a ridicat ochii și l-a văzut pe salvatorul ei, era Mark. Era foarte obosit și părea că totul era ca și cum ar fi fost camere ascunse aici. El a văzut totul și imediat a trecut prin portal pentru a o salva în ultimul moment. Ca tine! A spus ea cu voce răgușită, abia respirând, taci, a ordonat el respiră, a repetat deja mai bâlând. Când amândoi s-au liniștit, Mark s-a așezat pe acel blestemat scaun și a pus-o pe Karina în fața lui pe un fotoliu afundat. Ea a dus ceai, a așteptat până când s-a calmat puțin. Ei bine, spunem, a suflat în cele din urmă. Ce să spun, Știi că te ascult. Karina era teribil de jenată. Mark cu siguranță nu făcea parte din planurile ei, nu înțelegea cum a ajuns aici, dar totuși el a ajutat-o, așa că datoria ei era să-i spună totul. Ei bine, să începem cu faptul că tatăl Vitreg m-a dat afară din casă, a spus Karina. De ce? El m-a urât de mult timp și a înțeles totul despre acea situație cu Leonid și pur și simplu m-a dat afară pe stradă, iar vecina mea Nina m-a ajutat. A găsit această cocioabă ieftin, Carina. Tânărul și-a încrucișat brațele și s-a apropiat de fată. De ce ai vrut să faci asta cu tine? Eu. Fata și-a coborât capul și a început să plângă. Sunt doar obosită. Totul a început cu moartea mamei, apoi Andrei, și s-a terminat cu acest haos. Nu am plănuit să trăiesc așa. Am crezut că voi avea o familie adevărată, o casă, un soț iubitor, dar am pierdut totul. Nu mai putea vorbi, pur și simplu s-a lipit de marc și a început să plângă la de crocodil. El o mâncâia pe păr, se lip de ea cu obrazul. Când s-a mai calmat puțin, l-a întrebat, dar cum ai ajuns tu aici? Cum ai găsit? A fost greu. A răspuns băiatul zâmbind. Am încercat să te sun de trei zile, dar telefonul tău era inaccesibil. Karina s-a înroșit la această veste. Ea credea că erau spameri care o sunau. A trebuit să vin la adresa pe care mi-ai dat-o încă din oraș, a continuat Mark. Am sunat la toate apartament întrebând despre tine, am ajuns până la tatăl tău Vitreg, din câte înțeleg. El chiar a spus că nu mai locuiești cu el și că nu știe unde ai plecat. Eram pe cale să plec cu speranțele distruse, când deodată am întâlnit-o pe vecina ta. Ea mi-a indicat unde să merg. Am plecat imediat spre tine, iar când am ajuns, te-am urmărit. Am văzut cum ai dus pisica bătrânei din vecini. Apoi ai luat frânghia. Puzleul știi s-a asamblat repede și, cum vezi, am ajuns la timp. Carina nu-și putea crede urechilor. Acest om a parcurs un asemenea drum pentru a o găsi. El a salvat-o de la sinucidere. Părea ca un adevărat miracol. De ce ai făcut toate astea? A întrebat Karina. Lacrimile îi curgeau din nou pe obraji. Karina, dar te iubesc proasto. A recunoscut Marc în fața tuturor. Mi-am dat seama când am plecat mai devreme de la schimb și te-am lăsat singură. M-am simțit atât de gol pe dinăuntru. Pentru că nu te-am văzut de atât de mult timp și când am aflat despre Leonid. Marc, eu. Nu, nu mă întrerupe. L-am bătut. Ce? A strigat Carina surprinsă. Îndată ce te-am condus acasă și te-am văzut într-o anumită stare, am înțeles că nu pot lăsa lucrurile așa cum sunt. Leonid nu ar fi trebuit să-ți propună așa ceva. El a profitat de tine când erai beată și imediat ce ai plecat, am venit în biroul lui și l-am bătut. Și paza te-au lăsat pur și simplu să intri în biroul lui. Oh, chiar dacă nu lucrez pentru el de mult timp, dar adesea îl ajutam. Crezi că de unde a știut unde îți îngrop soțul? Da, eu am aflat totul. Sincer, trebuia să termin facultatea de spioni, poate m-aș fi făcut Sherlock Holmes, a zâmbit Mark. L-ai bătut pe șeful tău pentru mine. Continua să fie uimită Carina. Da, nu voi permite ca cineva să te trateze astfel. El a meritat-o, Marc, eu pur și simplu nu am cuvinte. Mi-ai spus atât de multe, multe lucruri s-au clarificat în mintea mea. Nu contează ce s-a clarificat pentru tine, vreau să spun doar un lucru, îmi place teribil de mult. Te iubesc și nu îndrăzni să te auto pentru toate nefericirile, ajunge. Vreau să fiu alături de tine, să te susțin în fiecare moment al vieții tale, vreau să. Dar Marc nu și-a terminat discursul solemn, Karina l-a sărutat. Pentru prima dată a simțit o adevărată ușurare, pentru prima dată în multe luni a simțit fericirea, îi lipsea atât de mult. A doua zi au luat pisica de la vecină. Ei bine, ai făcut curat acasă. Întrebă bătrâna. Îmi pare rău, nu a înțeles Carina, apoi și-a amintit ce spusese și mințise. Ah, da, desigur, acum totul este curat, mulțumesc pentru bunătatea ta. Ei bine, apelează la mine dacă ai nevoie, i-a zâmbit femeia. Carina i-a returnat pisica bătrânei în casa ei de drept, care era foarte nervoasă și nu voia să mănânce. Și de ce i-am dat-o? Se gândea Carina, sărmanul pisoi. Iar Mark râdea de hotărârea ei pentru că, înainte de a se sinucide, s-a gândit la prietenul ei pufos. A fost atât de drăguț încât Mark pur și simplu nu a putut să se abțină. Totul mergea bine. Mark s-a mutat la ea și și-a adus toate lucrurile, a demisionat de la acel birou mizerabil și acum lucra ca freelancer. Dezvoltând unele programe Acum programatorii câștigă destul de mult, iar eu am înțeles din copilărie cum stau lucrurile, spunea el de ce ai lucrat atunci la cafenea. Nu m-am gândit că o să-mi placă atât de mult programul flexibil și aerul curat, a răspuns el cu un zâmbet. Într-o seară, amândoi stăteau la televizor și se uitau la un film. Brusc, Karina a auzit din nou acea melodie. Din nou vocea lui Andrei, el pur și simplu o urmărea. Oare Andrei nu-i place faptul că ea este din nou fericită? Da, acum nu cu el, dar fericită. Este oare asta o crimă? A simțit un fior. Marc. L-a împins pe băiat. Auzi asta. Ce anume? A fost surprins Marc, continuând să privească leneș ecranul. Vocea Uite această voce! Mark s-a uitat surprins la fata. El nu înțelegea, ea a înnebunit sau pur și simplu vrea să-l păcălească. Ce voce e purași. A întrebat el atunci Carina a oprit sunetul televizorului și cântecul s-a oprit imediat. Ți se pare? Probabil că e suficient cu filmele de groază pentru astăzi. Încep să-mi închipui voci, a început să o liniștească Mark. Dar eu chiar am auzit asta. Ei bine, probabil că a fost în film, pur și simplu se proiectează în conștiința ta din nou și din nou. Așa se întâmplă când ai lipsă de somn. Nu, Mark, dar eu chiar aud din nou, doar foarte încet. Băiatul nu o mai asculta, a pus-o în pat și a adus un ceai calmant de mușețel. Carina nu putea să adoarmă pentru mult timp, dar în cele din urmă somnul a învins-o, a doua zi au făcut totul ca de obicei. Mark stătea la computer și lucra. Karina se ocupa de treburile casei. Cred că astăzi voi face curat în pod, spunea ea despre planurile ei. Fă, a răspuns Mark gânditor. El acum nu avea timp pentru asta. Karina nu era supărată pe el datorită lui Mark, aveau bani. Ea trebuia să aducă și ea un folos, așa că a decis să se ocupe de treburile gospodăriei. Mai ales că casa era veche, va trebui să fie renovată, treptat totul trebuie aranjat și pus în ordine Karina s-a urcat în pod De îndată ce a deschis ușa, un nor gros de praf i-a zburat în ochi A strănutat de câteva ori puternic și aproape că a murit de dezgust Dar, înarmată cu o cârpă și toate obiectele necesare, totuși a început să facă ordine în acel spațiu Cine știe, poate acolo va citi cărți privind cum picăturile de ploaie se rostogolesc pe geam. Acolo era plin de mobilă veche. Chiar și un televizor, care cândva fusese lăsat neînchis din priză, niște hârtii, tot felul de gunoaie și mizerii. În general, totul ca la oamenii obișnuiți. La cei care trăiesc în oraș, adesea balconul este la fel de încărcat cu lucruri inutile. Aici întregul pod era plin de mizerii. Oamenii sunt sentimentali de natură. Le pare rău să arunce lucrurile vechi. Așa că le păstrează pe podurile lor pentru mii de ani. Ea s-a uitat pe fereastră. De acolo se deschidea o priveliște minunată spre pădure, pur și simplu o încântare pentru ochi. Dacă ar restaura această casă, cu siguranță ar fi vândut-o la un preț mult mai mare. Ea a început să șteargă praful și brusc a dat peste niște casete vechi. Ea, aproape mecanic, a pus una dintre ele în magnetofon și a apăsat butonul. Și cât de uimită a fost când a auzit din nou vocea soțului ei decedat. Erau acele casete despre care el îi vorbise cândva, pe care le-a înregistrat împreună cu prietenii sperând să-și organizeze propriul grup muzical cândva. Probabil că ele s-au pornit accidental aici, și de aceea se auzea vocea lui. Inventând o astfel de explicație forțată, Carina a respirat ușurată, pentru că deja începuse să creadă că îl nebunește. Ascultând a doua casetă, a auzit un zgomot slab undeva în colț. Carina s-a încordat și a oprit muzica. Zgomotul s-a repetat, cineva sau ceva se ascundea într-un morman mare de cârpe vechi. Carina, învinându-și frica, s-a apropiat încet de acel loc și a tras brusc de cearșafurile rupte de deasupra, pregătindu-se să vadă orice, dar a văzut doar un băiat obișnuit, care, ca un fulger, a alergat spre fereastra podului, a spart-o și a sărit afară. Carina a țipat de groază. După câteva secunde și-a revenit și a alergat la fereastră. Unde pe un copac, ca o vrabie, stătea un băiat murdar de vreo 12 ani o creangă subțire se crăpa trădător sub greutatea lui. Sinete a strigat ea băiatului. Când Marc a venit la țipete, era deja prea târziu. Creanga s-a rupt și s-a desprins, iar băiatul a căzut cu o viteză incredibilă în jos. Karina a țipat din nou și s-a uitat pe fereastră. Băiatul zăcea inconștient, încolăcit pe pământul acoperit cu zăpadă. Karina și Marc au coborât în grabă jos. Hai, trezește-te, striga Carina. Apoi a realizat că este inutil. Marca a alergat spre ea. Bine, ce avem aici? Nu-l atinge. Probabil că are ceva rupt. Trebuie să chemăm ambulanța. Băiatul și-a deschis ochii și a gemut slab. Încercând să atingă piciorul sfâșiat, care zăcea răsucit într-o poziție nenaturală. Acum voi chema ajutorul. Carina s-a ridicat în picioare și a alergat la vecin. Tamara Tamara bătea ea la ușa bătrânei. De ce țipi se indigna bătrâna? Te aud. Ce, iar curățenie? Tamara, ajutați, avem un băiat aici. A căzut și și-a rupt piciorul. Ce băiat! Slava cumva se sperie bătrâna apucându-se de inimă, apoi a alergat rapid spre locul carinei. Fata a început să strige după ajutorul altor vecini. Slava, strigat Amara, alergând spre băiat. Slava! Cum ești? Ce s-a întâmplat? A căzut din fereastră, a constatat Mark, examinând piciorul mutilat al sărmanului. Trebuie să chemăm ambulanța, țipa Carina. Ce stați toți așa? Trebuie să chemăm! Care e numărul aici? Ea a scos mobilul, dar nu avea semnal, ca de obicei. Marc, fugi, sună de la computer. A internet acolo? Nu avem ambulanță, a explicat unul dintre sătenii adunați în jur. Pe cea din oraș o așteptăm o oră și jumătate. Trebuie să ne descurcăm singuri cu băiatul. Marc și unul dintre bărbați l-au luat pe băiețel în brațe și l-au dus la o casă izolată. Acolo trăiește o vindecătoare. Îl va vindeca repede, murmura baba Tamara mergând lângă ei, încercând să o liniștească pe Carina. Sărmanul băiat a suferit din cauza mea. Cum s-a întâmplat? Cum va ajuns în casa mea? În pod. Eu acolo făceam curățenie, s-a speriat de mine și eu de el de spaimă a sărit pe fereastră. Oi fi tu, fată cu curățenia ta! Mormăia nemulțumit bătrâna. A doua zi Carina a venit să viziteze sărmanul băiat. Ea a copt niște chifle gustoase și a bătut la ușa vindecătoarei. El este încă aici. A întrebat Carina pe lecuitoare. El a dat din cap, deschizând ușa de lemn puțin. Carina l-a văzut pe Viaceslav, care zăcea pe un fel de paie cu ochii închiși. Când a auzit că cineva a intrat, s-a trezit imediat. Bună, iepurașule, I-a salutat Karina, apoi s-a așezat lângă el, te cheamă Slava, nu-i așa? Băiatul a dat din cap neîncrezător. Cum e piciorul tău? a întrebat Karina. Deja mai bine? a răspuns băiatul cu o voce slabă. Ești flămând. Nu am mâncat normal de trei zile, a răspuns Slava, mestecând chifla oferită. De ce? Noi trăim pe stradă. Uneori mâncăm ciuperci prăjite pe foc, dacă avem noroc uneori. Oamenii buni aduc puțină mâncare. Și de când trăiești pe stradă? De când am vândut această casă? Ce casă? În care locuiți voi? Carina a realizat că acesta era acel băiat despre care vorbea Tamara. Cum ai ajuns tu la mine în pod? A întrebat Karina. Scuzați-mă dacă ați crezut că e un fantomă care cântă și a cerut scuze slava doar mi-e foarte dor de fratele meu. Și când ploa, am urcat acolo să nu mă îmbolnăvesc. Vă rog să mă iertați. Carina a fost uimită de această veste. Ce ai spus? După frate. Da, a dat din cap băiatul. Aceste casete care se redau, acolo fratele meu cântă. De aceea le ascultam să mă liniștesc. Vocea lui mereu m-a liniștit. Și în acel moment Carina a avut un fel de defecțiune. Fratele ei Andrei ce? Tot acest timp a fost fratele ei. Sau băiatul confunda ceva. Soțul ei nu a menționat niciodată despre existența lui. Era ciudat de straniu. Dar faptul rămânea fapt. Pe casete era înregistrată vocea soțului ei decedat. Ea nu putea confunda asta. Spunem unde este acum fratele tău. A întrebat Carina cu grijă, oprindu-se din durere. El a spus că a plecat să studieze și că se va întoarce curând. Speram că va fi așa, dar dar au trecut ani și el nu s-a întors. Mama a țipat atât de tare când a plecat. Eram mic, dar îmi amintesc bine. Fratele tău, el. A fost soțul meu. A spus brusc Carina, privind în fața lui Viaceslav. Ca soț. Băiatul s-a ridicat rapid de pe banca lui. Și unde e el? Va veni aici. Carina era pe punctul de a izbucni în lacrimi. A luat băiatul de mână și a spus: Din păcate, fratele tău a murit. Băiatul s-a uitat la ea, neînțelegând ce înseamnă asta. Nu, minți! A strigat el în cele din urmă, strâmbându-și buza. Minți! A strigat din nou și a început să plângă. O vindecătoare a alergat spre ei și a încercat să înțeleagă esența conversației. Dar viaceslav acest a începuse să țipe atât de tare încât era deja imposibil să explici ceva. Și ia-ți naiba chiflele tale! Mai bine mor de foame! Țipa băiatul. Carina a fugit din acea casă și a toată în lacrimi. Acasă a fost întâmpinată de Marc, care a îmbrățișat-o pe sărmana fată și a început să întrebe despre motivele tulburării ei. Carina, el este încă un copil, a spus el când a înțeles totul. Desigur că nu poate accepta moartea fratelui său imediat, doar îl iubea atât de mult. De ce i-am spus despre asta? Cine m-a tras de limbă? Plângea Carina. Nu ești vinovată pentru moartea soțului tău, iar Slava va înțelege asta cumva, o asigura Marc. Seara acelei zile, Carina a intrat în dormitor și a spus lui Marc, ascultă, vreau să-l adopt pe Slav. Băiatul s-a uitat la ea cu o neînțelegere evidentă. Nu voi lăsa acest copil nefericit, mamei alcoolice, care nici măcar nu poate avea grijă de ea însă și. Ea îl va lăsa să moară de foame. Carina, ești sigură că vrei să faci acest pas disperat? Este o mare responsabilitate. Sunt sigură. Și este o șansă excelentă să-mi corectez toate greșelile. Viața mi-a dat în sfârșit o a doua șansă. Am intrat pe un drum bun. Marca a înțeles că nu o poate convinge și nici nu a încercat. El doar a zâmbit și a dat din cap, iar Carina i-a fost recunoscătoare că au evitat o ceartă inutilă. A doua zi au mers la vindecătoare să-l caute pe Viaceslav, dar nu l-au găsit nicăieri. Vindecătoarea a spus că a fugit undeva. Cum un picior rupt? Se indigna Carina. Stai liniștită, Carina, spunea Marc nu a putut merge prea departe. Hai să ne împărțim! Au colindat mult timp satul și în cele din urmă Karina a observat o femeie care zăcea pe carosabil ca moartă. Din păcate, Karina nu s-a înșelat. Mamă, ridică-te, sunt aici, mamă! Țipa băiatul, încercând să-și trezească mama. Karina nu putea privi scena fără lacrimi. S-a apropiat de sărman și l-a luat de mână, încercând să-l convingă să meargă cu ea. El se ferea, se smucea, se zbuciuma și înjura. Dar ea suporta pentru că știa că acum face totul corect. Prin dureri, lacrimi l-a condus pe Slava prin tot satul, iar în spatele lor începeau să se adune oameni, atrași de această scenă neobișnuită. Tu nu ești mama mea! Capriciosul adolescent spunea când Carina îi întindea supa și salata de legume. Aceste comentarii nu o jigneau deloc. Ea înțelegea că pentru ca Slava să o accepte va dura timp, mult timp, și ea avea dreptate. Mama lui se numește Ecaterina, a spus Mark, intrând în casă. Ieri a înghețat de moarte, s-a îmbătat din nou și a căzut în mijlocul drumului. Băiatul a avut pur și simplu noroc că și-a rupt piciorul și a ajuns la vindecătoare. Altfel ar fi murit și el în acest timp. Slava se uita la televizor în alta cameră. Ea s-a uitat la el, deschizând ușor ușa cu speranță în ochi. Ce crezi, mă va putea iubi vreodată? Mă va numi mama? a întrebat fata pe Mark. Acesta s-a uitat la ea cu oarecare îndoială, apoi a spus sunt sigur că vei fi cea mai minunată mamă. Nu te îndoi de asta! El doar are nevoie de timp. Și chiar așa era. După o lună, băiatul deja se obișnuise cu compania lor, dar totuși îi numea pe nume. După trei luni, a început să-și povestească întreaga sa simplă istorie. Așa a aflat Karina că soțul ei pur și simplu fugise de acasă la vârsta fratelui său mai mic. Ei aveau aceeași mamă. Dar tații diferiți. De altfel, niciunul dintre ei nu-și cunoștea tatăl deloc. Și la jumătate de an după aceea, cuplul a decis să se căsătorească și totul s-a schimbat brusc. Slava a început să o numească pe Carina mamă, dar față de Marc încă se comporta cu precauție. Dar când tatăl l-a dus în oraș la atracțiile care au lăsat o impresie de neșters asupra băiatului, Slava a început să îi considere pe amândoi părinții săi. În curând, Carina a reușit să termine cursurile pentru specializarea care o interesa și și-a găsit un loc de muncă în domeniul publicității. Marc continua să lucreze ca programator. Ei deja aveau posibilitatea să trăiască în oraș dar dintr-un motiv sau altul nu mai doreau acest lucru. Pentru Mark era mai ușor să respire aici, Slava și-a găsit prieteni adevărați, iar pentru Carina această casă era memoria primei ei iubiri. Andrei, oricum ai privi-o, va rămâne pentru totdeauna în inima ei. Și iată, mulți ani mai târziu, Carina stătea acum pe iubitul ei pod, pe care cu mândrie îl numea acum bibliotecă, privind pe fereastră. Pe stradă curgea o ploaie torențială, lângă ea stătea vechiul ei câine Dumitru, iar în fața ei, oamenii ei dragi. Slava, care împrimise 18 ani luna trecută, și Marc, care încă se uita la soția sa ca la un miracol. Carina era recunoscătoare și mulțumită lui pentru că în acea zi fatidică nu a lăsat-o să comită un act teribil. Și nu și-a luat viața pentru că atunci nu ar fi văzut cât de frumoasă poate fi viața dacă nu te dai bătut. Ea a învățat să trăiască mai departe. Carina nu-și mai amintea trecutul cu durere, acum toate acestea erau doar o singură mare și tristă amintire. Totuși, într-un fel chiar și bună, iar în unele aspecte chiar și amuzantă. Ea doar spera că fiul ei adoptiv nu va repeta astfel de greșeli, dar cine știe. Deoarece este cunoscut că nu poți învăța din greșelile altora, oricât de evidente ar fi ele. Viața fiecărui dintre noi ne învață individual, ca cel mai bun profesor, și doar de noi depinde cât de bine învățăm lecțiile sale complicate.